în ce vă măsurați dumneavoastră bogăție sau avere? Eu nu mi-o măsor. Pentru că nu știu cât e. Nici măcar nu mă interesează. Mă interesează să supraviețuiesc, mai ales acestor vremuri care devin din ce în ce mai dificile. Credeți că asta e cumva un fel de deschidere a unei noi crize mondiale? Este. Cu siguranță, da. La ce vârstă ați fugit de acasă? Aveam 21 de ani. Disperarea că a trebuit să supraviețuiesc. Pentru că plecând de acasă și rămânând pe străzi, străzile sunt reci noaptea. Sunt reci și îți dau și rece și în suflet. Faptul că mă simțeam liberă și lipsa de constrângeri m-a făcut să nu dau atâta importanță, nu știu, semnelor intestinilor mele din stomac care spuneau nu e foame. Dar știți oameni pe care i-au stricat banii? Pe cei mai mulți din cei pe care îi cunosc eu, da. Da? Da, de-aia eu nu am prieteni de familie, de suflet care au mulți bani sau care sunt în Forbes. O lună pe an îmi luam un minim pe economie și încercam să trăiesc cu el. O lună pe an, în fiecare an? Da, ca să nu, să nu pierd legătura cu realitatea, cu oamenii, să nu cumva să ajung în ziua în care nu-i mai înțeleg. Există niște cărți pe care le recomandați în business? A motivaționale? Nu mai citesc. Nu motivaționale, leadership e prea târziu. Da, mai bine le vorbesc eu. Cum s-ar numi cartea dumneavoastră? Să vrei și să poți. Salut, sunt Mihai Morar, bine ați venit la un nou episod de Fain și Simplu. Suntem în Săptămâna Femeii și mi-am dorit tare mult această conversație pe care o să o am astăzi, pentru că se vorbește foarte mult despre woman empowerment, dar cred că e mai mult de atât. Cred că ar trebui să vorbim despre puterea unei femei, nu doar despre empowerment. Cred că e un termen pe care îl folosim mult prea des și cred că pe nedrept. Tocmai de aceea am adus-o la masa podcastului astăzi pe cea, și o să vorbesc despre etichete, cea care este considerată în toate topurile de specialitate una dintre cele mai bogate femei din România. E între primele 5, indiferent ce top ai consulta în ultimii ani. E o femeie care a trăit mai multe vieți, după cum singură ne spune. O femeie care a avut bani dintotdeauna și a luat-o de la capăt de mai multe ori. E o poveste impresionantă și de fiecare dată când am ascultat-o vorbind, a avut un efect de motivare și cred că asta este una dintre principalele ei calități, faptul că reușește să-i pună pe oameni la treabă. Abia aștept să ascultați această conversație și să-i ascultați povestea doamnei Luki Georgescu. Bine ați venit și vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat să purtăm această discuție. Știu că vorbiți rar, public, da, dar bine. Mulțumesc pentru invitație la emisiunea ta. Uh-huh. Fain și simplu, s-ar putea să fie emisiune fain și complicat. Cel puțin așa cum simt că a fost, este și se pare că va fi viața mea în continuare. Asta nu înseamnă că sunt dezamăgită, ci e un modus vivendi. Se pare că așa îmi place, așa mi-o construiesc și vă place să fiți complicată? Îmi place să fac multe și să se și întâmple și ca să pornești ceva și să duci până la capăt. Nu e fain și simplu. Poate să fie fain, dar cu drumuri mai sinuoase. Sunt tare curios și o să vorbim și despre asta, despre programul noastră și cum vă împărțiți, pentru că, pe lângă faptul că sunteți proprietară și dețineți controlul a multe afaceri, e o firmă de construcții, e un producător de carne, Medapro, da. Și apoi e și compania Beciu Domnesc, care are peste 1500 de hectare. 1400, da, nu. Nu zice mai mult decât e în Forbes. Nu s-au făcut 1500 între timp, da, am nu înțeles. Nu s-au făcut. Sunt pe cale să... Da, mi-a plăcut asta când a spus că un om are mai multe vieți. Câte vieți ați avut dumneavoastră până acum?
Sau câte vieți aveți în momentul ăsta? Depinde de în ce plan le numere. Acum, tot, în principal, te refer la business-urile mele și sunt în patru. Nu pot să spun că, știi cum sunt viețile sau viața care înseamnă afaceri și job și activitatea de zi cu zi și viața personală. La mine lucrurile se numesc, adică toate se numesc viață. Planuri diferite pe afaceri diferite care pur și simplu în funcție de ziua, de jobul pe care l-am în ziua respectivă, la una din companii sau la mai multe, îmi determină și partea de timp liber sau restul timpului care l-am până să mă culc. Deci nu pot să spun că, nu pot să fac o delimitare destul de serioasă și dreaptă, așa să tai drept, între partea de job, că merg la servici și după care se închide cu cheia tot și toate circonvoluțiile mele funcționează pentru altceva. Deci la mine e un melanj, adică viața personală pentru mine este și afacerea. Sau afacerile și ce mai rămâne, știi? Adică vă place să faceți asta. Foarte tare, jucăriile mele și fiecare companie are personalitatea ei pentru că este dată de suma colaboratorilor mei, a personalității colaboratorilor mei, menajată cu a mea. Câți angajați aveți în momentul ăsta? Acum, ceva mai puțin, vreo 1400 și ceva. Și cel mai permanent. Mult ați avut? N-am avut 2200. Deci noi avem, deci în companii, în grup, sunt 1400-1500, astea balează în funcție de sezonalitate vis-a-vis de hotelurile de pe litoral. Și tot timpul mai avem, nu știu, între 200 și 300 de angajați sezonieri versus lucrările din viticultură de la Beciu Domnesc. Dar dacă se spune că pentru afacere cel mai important capital e capitalul uman, sunt curios dacă oamenii ăștia sunt calculați vreodată atunci când se fac topurile astea de celor mai bogați oameni. Averea păi afaceri asta... fără oameni nu se poate face și orice companie destul... se referă la niște acumulări care nu știu cum sunt în general cuantificate, pentru că eu niciodată n-am înțeles pe ce principii sau ce calcul matematic, ce algoritm s-a făcut de a se spune că am o avere de 20 de milioane sau de 40 de milioane, îți dau cuvântul meu de onoare că habar n-am cât am și îți dau cuvântul meu de onoare că nici nu mă interesează. Deci jocul este să faci lucruri să se întâmple. Și cuantificarea asta a valorilor materiale, din păcate, excede foarte mult valoarea umană care generează valoarea materială. Deci e tare pe dos. Și nu o spun că am venit la tine la emisiunea asta, care încep să văd că e complicată. Și abia începutul. Da, și abia începutul, dar îmi place asta. Să nu fie boring, dar fără oameni chiar nu poți să faci nimic. Adică dacă tu nu ai oamenii care să vrea și să și poată să facă și să-i aduci într-o zonă în care pe o structură umană potrivită a omului să fie și fidelizat și să pornească în luptă și să continue cu tine, atunci nu vei putea acumula nici pământuri, nici mașini, nici tehnologie, nici nimic și nu vei construi o afacere. Încă nu s-a născut afacerea aia care să fie total fără nici măcar un pământean. Deci oamenii sunt esențiali și o să vorbim despre relația pe care o aveți cu oamenii, dar vreau, probabil o să dărâmăm niște mituri în discuția noastră. După ultimul top 300 capital, averea dumneavoastră estimată este la 72 de milioane, nu 71, nu 73. Fără virgulă. Fără virgulă. Cum se calculează? Recunosc că nu am citit asta, chiar nu citesc pentru că nu cred. Bogăția asta materială. Ar trebui să întreb pe cei care o fac, pentru că și eu îmi pun această întrebare. De ce eu, să spunem, în ghilimele, nu fac 10 milioane și fac 73? De ce nu fac 69? Mă rog, asta poate să semne și altceva. Nu intrăm, nu e discuția despre așa ceva azi. Dar după... poate eu știu, după rezultatele pe care le avem în bilanțuri la Ministerul Finanțelor, când închidem o activitate comercială anuală, pentru că, dar acolo nu ți se dă decât o cifră de afacere anului respectiv și o profitabilitate a anului. Să adun toate profiturile tuturor anilor de când ai început să ai activitatea, că banii aia
Tu nu-i acumulezi, nu iei ca dividende, tu... Nu iei substanța, nu iei... Nu, dar ei chiar, efectiv, nu. Deci pentru tine rămân imateriali în zona de personal. Ei se duc mai departe și se rostogolesc către investiții, către dezvoltare. Nu pentru a-ți mai cumpăra, tu nu știu ce-ți dorești foarte. Bineînțeles că toți facem și pentru că avem niște necesități proprii și toți dorim să, nu știu, să ne îmbrăcăm, să ne distrăm, să avem o viață măcar decentă. Dar în momentul când dezvolți și cum sunt eu în activitate de producție, nu pot să spui, s-a terminat acest an fiscal, am luat niște dividende, am plătit impozitul 5% și uite, bănuți ești, acum mă îngraș eu și bănuți peste bănuți, într-o zi o să fac în Forbes 73 de milioane. Recunosc că nu i-am și nu o să i-am niciodată. Deci asta e chiar cinstit. Dar pot să spun că ca să înființez un hectar de viță de vie s-ar putea la sfârșit, când ajungi pe producție după 4 ani sau 5 ani și ai și terenul și ai făcut și pregătirea și ai luat și bani de la fonduri, că o să coste peste 20.000 de euro un hectar. Dacă piața este la jumătate, pentru că este cerere și ofertă și atât se plătește, este foarte greu să amortizeze această investiție. Eu câți bani am din... Dacă să spunem că mâine vreau să vând aceste vii, ele cât valorează? 20 de milioane cât societatea a investit sau 10 milioane cât se cere, cât se plătește, cât dă piața? Voi reuși să le vând pe toate, în toate locurile sau numai o parte? Păi lua 10 milioane, 6 milioane sau 25? Cât valorez eu? Cât valorează compania? Deci nu știu să dau acest răspuns. Deci mi se pare că acolo se întâmplă ceva, că evaluările sunt foarte mult de natură subiectivă. Dar care ar fi algoritmul? Părerea mea e că nu e niciunul. Asta pentru că nu foarte recent a fost știrea asta care cred că a răcorit pe foarte multă lume, că Elon Musk și Mark Zuckerberg au pierdut într-o săptămână sau peste noapte 25% din avere. Nu cred că nici ei doi și nici dumneavoastră nu stați să vedeți cu câți bani m-am trezit astăzi. Dar crezi că am ști? Cabar n-avem. Nu, probabil că la ei se face un calcul mai simplu vis-a-vis de valoarea acțiunilor de pe bursă, dar dacă o să te uiți în Forbes, nu m-am uitat de ani de zile, o parte semnificativă din cei care apar acolo nu sunt listați la bursă. Deci nu au o valoare a acțiunii care, într-adevăr, este fluctuantă în funcție de cerere și ofertă, zilnic, săptămânal, lunar. Deci în România e foarte greu, atâta vreme când nu avem instrumentul ăsta, oglinda asta a acțiunilor la bursă, e foarte greu să faci un top al milionarilor. Eu zic că este spre imposibil, plus că ordinea, iar, adică eu nu spun că o mare parte din cei care sunt în Forbes nu au un loc, să spunem, de frunte în ierarhia oamenilor care posedă niște valori și pot fi considerați, să zicem, bogați vis-a-vis de ce înseamnă bogat în România, pentru că în alte topuri n-am existat nicăieri. Însă cred că sunt mulți oameni care sunt semnificativ mai bogați decât cei care, măcar o parte din ei, și mult semnificativ mai bogați cu averi considerabile care ar fi și mai ușor cuantificabile decât cei care sunt în producție și care nu sunt și nu vor fi niciodată. Adică în România mulți sunt ascunși, necunoscuți, să spunem, anonim, da, sunt nevăzuți. Da, nu nevăzuți. Sunt cunoscuți. Din vari motive. Deci nu induc nimic aici. Nu oamenii nimic care au cu adevărat avere. Adică bănuiesc imobiliare sau lichidități. Da, sau... deci să spunem poate niște valori mai ușor cuantificabile, dar care, nefiind expuși în spațiu public vis-a-vis de niște business-uri mai concrete, mai coerente. Da. Și atunci în ce vă măsurați dumneavoastră? Asta e măsurătoarea societății sau a presei. Poți în să ce te vă măsurați dumneavoastră bogăția sau averea? Eu nu mi-o măsor. Pentru că nu știu cât e. Și atunci nu pot să încerc un exercițiu neavând elementele de bază în care eu să, algoritmul în care eu să calculez, nu pot calcula. Nici măcar nu mă interesează. Mă interesează să supraviețuiesc, mai ales acestor vremuri care devin din ce în ce mai dificile
pentru multe, multe companii din țară și pentru producători, în mod special, cu aceste creșteri de costuri care, dacă vrei, intrăm, discutăm în ele, că toți știm deja ce se întâmplă cu energia, cu energia, da, și cu gazele, deci cu partea de utilități, dar știi cum poți să măsori, adică dacă vrei să înstrăinezi o companie, în momentul ăla vei ști versus perioada respectivă, dar compania valorează și cât valorează. Adică vrei să vinzi o companie, îți faci un audit, îți faci un due diligence, îți faci o evaluare și cauți potențial cumpărător și vezi dacă ai cerere sau nu. Una este ce vrei tu, una este ce iese din cifre, una este ce primești. Ce primești este atât valorezi tu la momentul respectiv. Atunci vei ști. Atunci este peste forță, este anumite ecuații care poate nu există fără să ne dăm cu părerea. Este, ai valoarea de atunci. Îți convine, nu-ți convine. Pentru că nu este în funcție de cât investești la un moment dat, ci cât face investiția pe care ai făcut. Poți să investești mult și să iei puțin, poți să ai noroc sau o conjunctură favorabilă de piață, să investești puțin și să valoreze mult. Deci, ca la terenuri. Până la momentul ăsta, practic singurul dumneavoastră singura dumneavoastră unitate de măsură e câți bani ați investit în business. Așa vă măsurați asta, da, puterea... Deci putem să spunem că, nu știu, în Medan s-au investit peste 50 de milioane de euro, pentru că nu am stat să ridic dividende, cum îți spuneam mai devreme. În beciul domnesc, cred că am pierdut șirul, cred că s-au depășit de mult 80 de milioane. Sau. Deci bani mulți. Pentru că și perioada istorică e mare, sunt 20 și de ani. Deci în 20 și ceva de ani ați investit din, da, ce profitul mi-a spus a reinvestit, plus că ce am putut să aduc eu la început societății, plus peste 130 de milioane de euro în 20 ceva de ani? Da. Asta ca să înțelegeți cu cine stau la masă astăzi. Asta nu înseamnă că m-am să în vacanță în fiecare an. Despre asta vreau să vorbim. Despre... Aici era vorba de timp, nu de faptul că mi-ar fi lipsit. Pentru că și la cele materiale să mă duc. Și timpul e cel mai scump. Dincolo de banii ăștia, ați investit foarte, foarte mult timp și investiți în continuare. Da, e cea mai mare bucată de viață. Da, mi-a spus că vă place jocul ăsta. Și vreau să înțeleg de unde vine plăcerea asta a jocului. Pentru că ați mărturisit de mai multe ori că noastră ați avut bani dintotdeauna, inclusiv din familie. În familie, asta nu înseamnă într-adevăr că n-ați făcut foame la un moment dat. În familie, da. În familie am avut, să zicem, un nivel existențial mai mult decât decent, însă faptul că am avut diferende de opinie cu părinții m-a făcut la un moment dat să părăsesc cuibul ăla confortabil și să mă duc pe drumul meu. Efectiv, nu mă înțelegeam deloc cu ei vis-a-vis de construcția viitorului meu. Deci aveau o optică care și azi, după niște zeci de ani, mi se pare depășită, retrogradă și nedreaptă vis-a-vis de un tânăr care vrea să meargă mai departe. Dar ce trebuia, ce ar fi trebuit după, în viziunea părinților, să ajungă tânăra Luchi? Nu, tânăra Luchi trebuia să studieze toată viața, să nu se căsătorească, să nu aibă copii, să locuiască cu părinții și să se dedice numai studiului pentru a lăsa ceva acestei omeniri. Eu am simțit că nu sunt aici. Și am simțit că drumul ăsta e un drum închis și e o ipoteză care nu ține de realist deloc. Pentru că am fost un copil care am învățat bine, mi-am văzut de treaba mea, dar nu miroseam a geniu. Adică chiar dacă, să zicem că mi-aș fi dorit, știi, că toți suntem cumva mai subiectivi vis-a-vis de noi și de multe ori ne creștem mult mai deștepți decât suntem, sau, mă rog, mai talentați sau ceva, dar utopică n-am fost în viața mea și nici inconștientă. Și atunci mi-am dorit un drum normal, să termin o școală, să am o meserie și să-mi găsesc drumul pe măsură ce îl parcurg. În timp ce în proiecția părinților ar fi trebuit să fiți așa un candidat la premiul Nobel. Da, era proiecția ei, da, nu, n-aveam niciun fel de șansă nici, poate, nu știu, să deschid ușa sau... Pe bune, adică a fi un elev care învață și care nu lipsește de la școală și care, mă rog, să spunem că are niște mici talente, că mai desenează sau cântă sau scrie câte ceva pe o foaie de hârtie, nu înseamnă că de acolo devii un scriitor celebru sau
un pictor nemaipomenit, să fim serioși. Tata avea spiritul ăsta antreprenorial, înțeleg. Tata, da. Tata l-avea, da. Cred că de la el am luat. Cred că de la el plus, da, plus disperarea că a trebuit să supraviețuiesc. Pentru că plecând de acasă și rămânând pe străzi, străzile sunt reci noaptea. Sunt reci și îți dau și rece și în suflet. Și rupând lanțul ăsta al... L-am rupt atunci, l-am rupt până azi. La ce vârstă ați fugit de acasă? Aveam 21 de ani, mai eram în semestru 1 la... În anul 2. În anul 2 de facultate. Eram la comerț, înainte de examenele de iarnă. Și am rămas și fără caiete. Și fără buletin. Deci ați plecat cu ce aveați pe dumneavoastră? Pe mine, da. Na, asta e la fizic, da. Da, și cu... Mă rog, era îmbrăcată ceva mai subțire. Au fost niște probleme. Am ajuns cu niște pungi de plastic în pantof că a început să ningă. De obicei, la vârsta asta, fetele pleacă pentru o mare poveste de dragoste de acasă. Se pot întâmpla multe, da, de obicei. Se poate spune că e o pondere mai mare, dar la mine aveam prieten, aveam, dar nu asta a fost motivul. De nici măcar n-ați dormit la el. Când... Mai târziu s-a întâmplat și asta, dar nu atunci. Nu, când ați fugit de acasă. Nu, nu. Nu. Dar se întâmplă. Cum să spun, Mihai, pare mai tragic decât am simțit eu atunci, pentru că faptul că mă simțeam liberă și lipsa de constrângeri m-a făcut să nu dau atâta importanță, nu știu, semnelor intestinilor mele din stomac care spuneau, nu e foame. Dar s-a rezolvat, m-am dus din primul an în vacanță, m-am angajat și am lucrat pe editorial la un shop cum erau atunci, mi-am făcut niște bănuți, mi-am adunat dolar cu dolar și toamna mi-am cumpărat un apartament confort 2 în Piața Reșița, nu prea știam să mă întorc de acolo cu troleibuzul 95, mi-am cumpărat o Dacia veche albastră pe care nu puteam să o împie, adică nu prea porneam fiecare dimineață, dar să zicem că mi-am început drumul. Deci o singură vară v-a luat, fugită de acasă, dormi în câteva nopți în Gara de Nord, o singură vară v-a luat ca să vă așezați. Am început să mă așez, da. Ca să subzistați. Chiar da, mai da, da. Aveam și bursă. M-am descurcat conform vremurilor, da. Mă rog, după câțiva ani deja aveam un apartament cu 4 camere. Dar cu ce ați plecat de acasă? Ok, n-ați luat nici măcar caietele, dar... Ei, nu mi l-a dat. Eu le-aș fi luat. Nu vi l-a dat, nu? Cât timp n-ați vorbit cu familia? Până după ce am terminat facultatea. Wow. Nu ne-am căutat. Dar i-ați făcut vreodată mândri pe... ai dumneavoastră? Nu mi-au arătat-o. Nu v-au arătat. Nu, știu că... Mai mulți ani în urmă, nu știu, probabil 10, mai țin minte când ai discutat odată cu mama și mi-a spus că nu am fost în stare să... Și din punctul ei de vedere... Adică n-a convins-o nici nimic. Te-am făcut-o de râs. Nici măcar da, business-ul? Niciodată nu a făcut nicio vizită, nici la nicio fabrică, la niciun sediu de-al meu, nu... Nici măcar nu consumă produsele de la Meda. În fața unor nu valorez nimic. Dar problema este că eu m-am descurcat și m-am simțit bine cu mine și m-am zis mai departe. Îți lasă niște răni, niște dureri. Sunt convins. Dar este... Adică doare oricând, va durea până când nu mai vei fi eu pe lumea asta, însă nu cred că din chestia asta trebuie să te facă să te luți mai departe cu toată durerea, dar nu să nu te lași copleșit. Deci asta ar trebui să înțeleagă toți durerile. În familii care nu se înțeleg sunt... E posibil mai multe decât cele care se înțeleg. Părinți cu copii. Dar fiecare în parte nu trebuie să abdice. Trebuie să ducă mai departe și să facă drumul așa cum îl consideră. Bun, rău cum o fi el. Poate consider că e un drum greșit. Îl îndrepți, faci ceva. Dar nu te lăsa. Adică cred că la anumite vârste depresiile nu sunt permise. N-ai timp pentru ele. E foarte greu. Câteodată se întâmplă, dar eu nu am fost depresivă niciodată. Asta nu înseamnă că nu există, că nu sunt suflete care sunt rănite ușor și suferă îngrozitor, dar ceea ce a spune tuturor, chiar dacă li se întâmplă acest necaz, să lupte cu el.
să lupte ca cu orice boală, că se poate merge mai departe. Da, e interesantă alegerea asta dumneavoastră între a-i face mândri pe părinți și a te face pe tine însuți mândru, ați ales... Am ales să exist și să fiu independentă și să-mi duc drumul așa cum o să-l cred eu, cu bune, cu rele. Deci să nu crezi că e un drum... Cred că la nimeni nu e un drum coerent care să meargă ață, super frumos. Sunt suisuri, sunt coborâșuri, sunt supărări, sunt dureri, sunt bucurii, sunt... Îți noțiuni, adică fericirea te atinge nu foarte repede și nu foarte des. E bine aproape utopică, dar starea de mulțumire, de satisfacție, de a te simți bine cu tine, de a simți că faci ceva. Ce-i face tu? Că drumul tău continuă, pentru că așa vrei tu. Și că are un sens și îți găsești un țel. Eu zic că lucrurile din punctul ăsta de vedere sunt foarte simple, dacă nu dorim, nu știu, să ajungem pe Ciomoluc la 8848 de metri. Suntem dozați. Și mai o chestie, adică să nu vrei totul dintr-o dată, adică cum am spus și tinerul care îi crezi și cu care colaborezi și de care mulți în companii sunt mândră de ei și mândră și de mine ce am reușit cu ei, să facem, știi, o treaptă, construcția are 17 centimetri. Să faci treaptă cu treaptă, adică chiar dacă e țintă acolo, să nu te grăbești, pentru că știi, când încerci câteodată să urci mai repede câte două, trei trepte, de foarte multe ori te împiedi și le pierzi și pe alea pe care le-ai urcă. Deci, asta nu înseamnă, e un fel de festina lente, nu așa o treaptă, mă, 17 centimetri, încet, încet. Nu, ritmul trebuie păstrat, dar aici depinde de natura fiecărui om. E foarte greu să dai lecții. Și câteodată este injust, pentru că noi spunem din propria noastră experiență sau din ce am mai auzit că, dar fiecare are propria trăire. Dar niște reguli de bază, a nu te lăsa, a lupta mai departe, a munci, a încerca să fii corect cu tine și corect cu ceilalți, astea sunt lucruri care trebuie să se întâmple, pentru că așa poți să și construiești ceva. Nu singur, singur nu. E interesant că a trebuit să ajung la vârsta de 40 de ani ca să aflu de la o femeie ce înălțime are o treaptă. Nu știam. 17. Nu știam asta. Nu ai firmă de construcție. Și se vede. E timpul să-mi fac. Dar când ați plecat de acasă, sunt convins că măcar ceva din spiritul ăsta antreprenorial al tatălui ați aplicat în business-uri sau în... Cred că e ceva genetic. E genetic? Am semănat mult cu el, deci e genetic. Și e un fel adică genetic plus disperare că trebuie să mănânci, trebuie să faci ceva. Nu v-a dat un set de reguli? Uite, fata mea, cu asta merge în viață. Nu, n-am avut reguli. Am avut minte. Deci, cum am gândit că trebuie să supraviețuiesc? Adică, animale în pădure crezi că au proceduri? Au instincte. Au gena, se transmită. Și dacă un animal va fi crescut de altcineva, de un om, de un alt animal, el va avea în el sângele lui. Deci, e moștenit. Da, în construcția asta... construit, da. În construcția asta a treptelor, de 17 centimetri cu 17 centimetri, a fost loc și de sentimente, de emoții, de... E plin acolo. Da? Pentru că e un... Nu știu dacă e bine sau dacă e rău, deci știi că nu-ți alegi un model, așa ești. Și unele lucruri, chiar dacă le înveți, te procedurezi, studiezi și așa mai departe, dar trec tot prin natura ta umană, tot așa le vei interpreta. Deci, cum să-ți spun, eu construiesc și tot ce fac, fac cu foarte multă emoție. Există diverse modele de business, de a face afaceri, de a face lucruri. Unele se fac cu emoție, altele se fac fără emoție. Întotdeauna trebuie să fie realism, trebuie să fie obiectivare în ceea ce faci, dar mie nu-mi iese nimic fără să pun o parte din suflet. Adică e cu emoție vis-a-vis de companie, vis-a-vis de oameni, vis-a-vis de ce crezi, vis-a-vis de... Și sunt foarte influențată, adică starea mea de mediu, de ceea ce am de jur împrejur, și din cauza asta, ca să fiu influențată în mod pozitiv, încerc să și construiesc oamenii într-un fel în care mie îmi convine. Și bineînțeles că doar unii dintre ei se potrivesc. Asta nu înseamnă că e cel mai bine.
o să faci afaceri extrem de pragmatic și realist de procedurat, fără niciun fel de emoție. Fără niciun fel, adică fără o emoție pozitivă, fără trăirea aia. Și merg. Sunt modele. Al meu nu e deloc așa. Acum o să vă întreb, dar un pic mai încolo, câte emoție puteai să pui într-un business, pentru că unul dintre primele business-uri pe care le-ați făcut a fost în alcool. V-ați trezit cu o fabrică de alcool. Păi tot într-o emoție a pornit, pentru că am avut atâta emoție încât am dat unei persoane pe care o cunoșteam foarte puțin câteva sute de mii de dolari să iasă dintr-un necaz. Și că văzusem persoana aia de două ori în viața mea. E o chestie incredibil. Care nu se face. Păi nu, asta înseamnă asta să nu o dai ca exemplu pozitiv, că nu e. Și mi-a dat 50% dintr-o societate ca și garanție, am cerut o garanție. Dintr-o societate care privatizase o fabrică de alcool. Nu aveam niciun fel de legătură cu alcoolul, nu aveam niciun fel de atracție. În afară de paharul meu cu vin roșu, seara de alcool rafinat chiar nu aveam niciun fel de atracție, nu am nici azi. Și s-a dovedit o garanție falsă. Și atunci când am descoperit că de fapt am fost păcălită ură de tot, am meritat-o. Dar ce nu v-a ieșit? Timpul liber. Dar în business nu există... Nu știu dacă acum o să mai iasă. Adică niciodată nu m-am gândit că pot să fac o afacere și să am niște colaboratori cu care am să lucrez, pentru că știu că este imposibil să faci singur, nici n-aș gândi așa ceva. Asta e la început, la un nivel mic. Și nu m-am gândit niciodată că aș putea da faliment sau pierde o afacere. A, poți să câștigi mai puțin, poți să ai în proști. Și aici există o sinusoidă. Da? Depinde de sistemul economic al țării, de legislație. Foarte multe lucruri de care depind. De multe ori, prea multe față de care depindem, așa cum se întâmplă acum nebunia cu creșterea costurilor pe utilități, pe energie și gaze, care eu nu știu de câte ori au crescut. Eu pot să spun că la Meta, de exemplu, în decembrie față de august 2021, decembrie, costurile pe utilități au fost cu un milion de lei mai mari. Mai mari, deci cu 200 de mii de euro. Deci discutăm de 2 milioane și ceva de euro pe an, costuri suplimentare pe acești produse. E absurd. E chiar absurd. Adică cum vom mai trăi așa? Adică ajunge... Sunt foarte frustrată pentru că ca și mulți alți producători sau ca în alte business-uri, ajungi să te gândești că ai muncit niște ani, nu contează, 5, 10, o parte din viața ta, ai reușit să faci niște lucruri, că ai niște oameni care depind de tine și dintr-o dată business-ul ăla nu mai depinde deloc de tine. Totul este... Cum s-a întâmplat, o să vedem. Este absolut frustrant și foarte riscant, pentru că în situația asta în care populația țării va fi din ce în ce mai pauperă, nu că ar fi fost bogată, nu înțeleg cum își va mai putea asigura minimum necesar de supraviețuire. Nu mă refer la decență, la supraviețuire. Și aici nu vorbim neapărat de bula asta în care probabil trăim, da? Ne întâlnim cu oameni care, nu știu, dacă mâine la hipermarket o să fie carnea cu 20-30% mai scumpă, probabil o să și-o permită. Vorbim de țară. De... Nu știu, am citit o statistică de la Institutul de Statistică din 2019, în care din 5.300.000 de oameni, în jumătate erau pe minimum pe economie. Și încă 25% între 2.100 de lei și 2.500 de lei venit net pe lună. Ei cum trăiesc? 75% din populație? Eu știu o statistică valabilă anul trecut. 2021. Că unul din trei copii din România se duce înfometat la culcare. Acum întorcându-ne, când credeți că, fac o paranteză în discuția noastră, când credeți că prețurile astea la energie ne vor afecta cu adevărat? Au început să afecteze. Au început să afecteze și... Vorbesc de coșul zilnic, de... Mai cum adică în momentul când... Să vă spun, sunt
costurile la energie și la gaze, ele duc la fiecare tip de produs crește, pentru că eu, de exemplu, am cost la utilități, dar și un furnizor de al meu care este de, nu știu, de cartoane, de sticlă, de ambalaj, și el are costurile lui. Și cel care face materia primă, nu știu, poliuretan, polipropilenă, și el are costurile lui. Și el are materia lui primă, are granulele. Și el are energia lui. Și atunci, nouă, toate astea ne vin peste costul de energetic. Și atunci, ele încă vin 20%, 30%, 15%. Discutam, cred că acum vreo 3 săptămâni, cu un furnizor de sticlă de la Beciu Domnesc, din Moldova. Pentru că la noi industria mare e cam dispărută și suntem dependenți de importuri într-un mod pur și simplu, ce să spun, nepermis pentru o țară cu acest potențial. Și cred că pentru prima dată în viața mea, într-o negociere, mi-a venit să plâng. Adică eu mă simțeam la nivelul de a cerși încă un procent discount, a cerși real. Și m-am simțit umilită, omul vrea să mă ajute, dar și eu costurile lor. Eu nu știu să fac o evaluare în momentul de față la fiecare furnizor, dacă real lui au crescut costurile cu 15% sau 30%, 50%, deci n-ajung decât să mă rog, pentru că nu am niciun fel de bază reală să pot să spun, tu aici ai sărit calul și ai mai pus încă de la tine pentru că, nu știu, ești unic sau ești într-o situație în care poți să-mi impui mie sau pur și simplu ai aceleași probleme. Deci să te așezi la o masă cu furnizorii și de fapt tu să nu știi de fapt ce vrei decât să fie ceva mai puțin, dar cu cât, pentru că nu mai avem niciun fel de bază. Deci suntem pierduți în negocieri, niciodată nu mi-a plăcut să mă așez la o masă eu sau colaboratorii mei nepregătiți. Noi nu mai știm ce negociem în momentul de față, pentru că e o bulversare, ai văzut, știu, și la nivel european. E adevărat. Și la nivel mondial se vorbește despre, da, exact, despre inflația asta și despre... Și care va continua, se vorbește până unde, nu știu. Credeți că asta e cumva un fel de deschidere a unei noi crize mondiale? Este. Cu siguranță, da. Din punctul meu de vedere, gândește-te, adică, hai să spunem că limita de suportabilitate overall, pe medie, poate fi de 5, nu vorbim de elită, de 5% din populație sau 3%. Dar să spunem că poți să suporți încă 5%, 10%. La un moment dat, unde mai suporți? Pentru că salariile nu vor putea crește în aceeași pondere. Este imposibil. Pentru că pe măsură ce cresc costurile, consumatorul și el mă resimte și cumpără și el mai puțin. Deci noi suntem în momentul de față. Pe de-o parte, ne cresc costurile pentru a ajunge la un produs finit, pe de altă parte consumatorul nici la prețul vechi nu-l mai permite pentru că are și el costurile lui, măcar numai de la energie. Și atunci, pe măsură ce noi am vrea să creștem prețul la raft, consumatorul nici la prețul vechi nu-și mai permite să cumpere. Și atunci suntem puși până la... Dar noi ăștia care producem, suntem tot noi ăștia care dăm salariile. Și atunci e un cer vicios. Consumatorului. Da. Și cum... Având experiența atâtor ani în business, cum îi sfătuiți pe oameni să se pună cumva la adăpost de criza asta, să se pregătească pentru o astfel de criză? Cum te-ai putea pregăti când nu ai bani? De mâine să devii vegan, din vegan, să mănânci doar salată? Să mai pui două plovere pe tine care să-ți fie frig? Să renunți la orice fel de vacanță, să te plimbi pe străzi sau doar în parc? Să nu mai cumperi copiilor, să îi spui să nu mai joace fotbal ca să nu tocească mai repede o pereche de tenis pentru că anul ăsta nu mai poți să-i cumperi? Cum să spui asta? Cum să faci să se întâmple? Dar un om de business cum ar trebui să se pună la adăpost pentru criză? Oamenii de business ar trebui să fie uniți și ar trebui să nu accepte. Deci eu nu sunt de acord că tot ce ni se pune în cărcă este de acceptat. Eu încă nu am înțeles în România, cu atâta potențial, cum se poate întâmpla atât de repede, brusc și cu niște diferențe atât de mari de costuri. Adică să plătești, nu știu, gazele 119 lei pe megawatt în ianuarie 2021 și în august 220 de lei și în
septembrie, octombrie 350 și în decembrie 700. Uite, asta nu înțeleg. Ce sfat să le dau oameni? Că n-ar trebui să acceptăm. Nu este corect. Undeva banii ăștia se duc, am fost la un forum, am întrebat ministrul energiei ce se întâmplă. Mi s-a spus că soluția este energia verde. Mi-am explicat că să acopăr toate acoperișurile de la MEDA, aș putea să produc un megawatt în cei 24 pe zi care îi consumăm, să acopăr până la coadă un maxim 8%, un cost de 1,5 milioane de euro ca să acopăr 8% din consumul fabricii într-o zi. Ar avea vreun sens și a insistat mai departe cu energia verde. Ok, o verde-verde, dar când o pun și cu ce bani? Că la mine s-a făcut albastră, adică ne-am învinețit toți. Adică nu e o soluție, nu sunt răspunsuri. Nu știu unde se duc banii ăștia, deci chiar nu știu, nu pot să fac afirmații, nu mă pricep, nu sunt în lumea care are fiat a celor care hotărăsc și decid, dar ceva sigur nu e în regulă. Nu e în regulă. Acum, iertați-ne pentru paranteza asta, dar... E așa deja acolat. Invitata mea are mai multe vieți și discuția asta probabil va avea mai multe vieți în același timp. Revenind, vorbeam despre cum ați ajuns ca să acoperiți o datorie, să dețineți o fabrică de alcool și să o faceți profitabilă. Da, fabrica de alcool a mers cât a mers, dar problema e că mi-a dat microbul producției. Deci, era prima oară când o femeie era obișnuită prima dată, să facă bani din... Da, eram într-o expunere dintr-o zonă comercială de import-export să trec la producție care înseamnă materie primă până la produs finit care începe să fie ceva palpabil, adică lucrurile se întâmplă cap-coadă. Dar în anii 90 din ce se făceau bani în România? Până din orice. Din orice? Din orice, adică nu știu. Cumpărai ceva și vindeai. Țara avea niște resurse, adică avea și niște resurse financiare vis-a-vis de populație și o imensă dorință de consum. Avea orice pentru că nu aveam prea puține din ceea ce ne doream și din ceea ce era normal, la minimă normalitate. Și atunci era foarte simplu să faci orice comerț banal, îți putea aduce ceva de la simplu la dur. Trebuia să te străduiești puțin. Adică un strop de inițiativă. Trebuia să ai nici pregătire, nici o mare inteligență sau nu știu ce, să găsești o nișă de ceva. Nu era nișă, era peste tot. Puteai să vinzi orice. Și ce aveți voi acum? În birou se vindea orice. Poate nu toate-s valoroase, dar era altceva, știi? Adică se vindeau de la lucruri, la electronice, la încălțăminte, la pălării, la vise, iluzii. Dar când v-ați considerat... nu știu, bogat în sensul de fără griji. Nu am grijă zile de mâine. Foarte puțin a durat la mine chestia asta cu grija zilei de mâine. Pentru că știu dacă a durat. Ba da, cumva a durat. Adică eu la Revoluție nu aveam grija zilei de mâine, de mulți ani. Dar după Revoluție... a devenit un alt tip de grijă a zilei de mâine. A modificat paradigma pentru că ceea ce aveai înainte, că aveai un apartament și două mașini, una cu număr cu soț, una cu număr fără soț. Ca să puteți circula în ambele weekend-uri. Ca să poți să circuli în weekend-uri și că, mă rog, aveai două calorifere în plus dacă la bloc nu dădeau destulă căldură sau puteai să ai un weekend la Vila 23 sau să mergi la... Neptun vara, la Hotel Neptun sau la Alpin iarna, astea le făceam deja, am de zi. Dar lucrurile astea au intrat repede pe planul 2-3 sau pe niciun plan, au dispărut. Au fost alte provocări, cum se spune, mai aud asta la interviu, de ce vrei să te angajezi? Pentru o nouă provocare. Deci, la mine chiar atunci a fost o provocare că am simțit că e o altă oportunitate și că chiar eu n-am început și a fost adevărat. Dar ați trăit vreodată din salariu? Nu prea. Puțin. Dar ați avut momente în care ați visat m-aș angaja pe un salariu foarte bun, la câte știu bănuiesc că o să obțin un salariu foarte bun, m-aș angaja pe un salariu foarte bun doar ca să am mai mult timp? Nu, nu, nu-mi place asta. Nu. Nu m-am gândit. Și mai mult timp aș fi făcut altceva, iar mă apucam de ceva. Adică de ce nu să fac direct de dimineață?
Dar nu, este începuturile alea, a fost un fel de startup pentru toată lumea. Eu am avut o țintă și m-am gândit pe la sfârșitul anului, anilor 90, că ar fi bine dacă aș face un milion de dolari și el așa l-aș împărți pentru o casă și majoritatea pentru business, să pot să rulez un ban. Și mă rog, prin 93 aveam. Dar dacă tot îți place să continui... Dar sunt curios, că vorbeam într-un episod anterior cu cel mai titrat alpinist român al momentului, Horia Coliboșanu, spunea că până la urmă călătoria este plăcerea. Faptul că ajungi în vârf pe Everest, la 8848 de metri, nu îți aduce nicio satisfacție. Dimpotrivă, te responsabilizează pentru că cei mai mulți mor la coborâre. Ce ați simțit când ați avut milionul ăla pe care l-ați avea ca țintă? Pe Everestul meu nu s-a terminat acolo. Atunci am realizat că e doar un popas mic și trebuie să mă duc mai departe și inițial, da, e dreptate. Deci îmi doream să am și pentru mine, știi? Și am făcut eu așa niște case de bani, le-am băgat în betoane și am început să umplu cu bani. Dar la un moment dat, dacă ești un om dinamic și care vrei să faci niște lucruri și acolo ai niște oxiuri la creier care nu te lasă, te zgândără, deja nu mai contează asta. Contează la început până că vezi. Asta contează pentru că îți dă siguranță că poți să faci ceva, adică ești coerent, lucrurile chiar se întâmplă, nu sunt doar în visurile tale și te scoli dimineață și faci altceva. Uh-huh. Lucrurile chiar se întâmplă pentru că ai vrut. Și într-adevăr, cum spunea și el, eforturile astea imense, consumul ăsta imens de energie, sunt cuantificabile, au un rezultat. Dar la un moment dat, cred că la mulți se întâmplă așa, adică vezi un milion sau vezi un milion jumate sau două, mă rog, să zicem o sumă semnificativă, până la coadă ce faci cu ea? Adică trebuie să faci ceva cu ea ca lucrurile se întâmple mai departe. Poți să faci cu ea, într-adevăr, ții o casă și te duci în excursii, cumperi lucruri frumoase, mergi dimineață și îți bei cafeaua în Dorobanți. Dar câte Dumnezeului zile ți le bei acolo? Adică și pe urmă? Dar sunt curios, că nu-i vorba despre bogăție. Ce înseamnă luxul pentru noastră? Ci când ați simțit că sunteți bogată din punct de vedere al lucrurilor materiale pe care vi le permite averea? Știu, m-am gândit atunci în 92 că dacă am să fac un milion, atât mă ducea pe mine minte atunci. Uite, am să mă duc în Turcia și tot ce am văzut eu acolo în Istanbul, niște dulciuri pe care nu mi le-am permis să mi le iau pentru că vroiam să fac niște bani pe care să-i rotez și mă gândeam tot timpul că dacă bag banii ăștia îi dublez și dacă îi dublez, iar îi dublez și atunci nu o să-mi cumpăr un ceas de 10 dolari cu Mickey Mouse pentru că din ăla fac 20, din 20, 40. Așa mai departe și nu o să-mi cumpăr, deci îmi doream niște cireșe confiat care le vedeam într-un malder într-un magazin și am zis, uite, dacă eu am să fac la un moment dat un milion și când o să fac un milion o să-mi cumpăr și ceasul și plugii și amărâtele alea de cireșe, știi? Și în 93 m-am dus în mai. Când ați făcut, când aveați deja milionul. Da, era cash. Și, mă rog, mai făcusem altele, deci rezolvam mai multe probleme, dar am avut o obsesie cu cireșele. Și m-am dus în magazinul așa, am cumpărat și cireșe, și dulciuri, și sarailii, și m-am dus într-un hotel de 5 stele, mi-am luat un apartament și am mâncat până mi s-a făcut rău. Și cu asta s-a terminat povestea. Mi-am cumpărat niște lucruri și le-am pus într-o mașină și până mi-au ridicat mașina, am pierdut mașina. Dar cu cireșele am rămas. Deci asta a fost la mine simbolul, adică da, am realizat ce mi-am pus în cap. După asta cu cireșele, probabil că au mai fost și alte feluri de cireșe, dar nu mai mi le aduc aminte, dar pe astea știu sigur. Mi-am dorit foarte mult primele... să mănânc cireșele alea confiate când o să am un milion. Ce s-a întâmplat? Da, ați riscat vreodată până la ultimul ban? Da. Cu toate că nu e un sfat bun. Pentru că... Mă uit la dumneavoastră, instinctul ăsta și faptul că la 21 de ani fugite de acasă ați reușit într-o vară să vă luați un apartament când v-ați întors de pe,
de pe litoral, e clar că v-a dat și o stimă de sine foarte, foarte mare. Da, încredere. Adică... Nu e de stimă, e de încredere. Simți că poți să faci dacă vrei. Că poți să iei oricând de la capăt. Uh-huh. Păi mi s-a mai și întâmplat. Vi s-a întâmplat? Uh-huh. Abia aștept să-mi povestiți. Dar când ați riscat ultimii bani? De foarte mult timp. Deci când a fost, de exemplu... Deci, în primul rând, în 94 am divorțat. N-am avut o căsnicie bună de 14 ani, mai puțin ultimul an, care a fost prost din punctul meu de vedere. Acum, de ascultat partea adversă, probabil că a fost și mai rău. Nu împart acum cine a avut vină, cine nu. Într-adevăr, eu fiind căpiată cu munca și ducând... Deci având focusul ăsta aproape continuu, sunt o persoană dificilă, de îndurat pe termen lung. Dacă nu-ți pasă de mine, e bine. Mă ții pe lângă casă, da? Mă rog, lucrurile s-au stricat, atunci eu am făcut un act eroic din punctul meu de vedere și am renunțat la absolut tot ce acumulasem atunci și erau niște acumulări semnificative vis-a-vis de vremurile alea și de faptul că, știi cum e, pornești de la zero, zero plus ceva. Și, mă rog, a fost așa un fel de înțelegere versus copil, da, avea aproape 6 ani. Și atunci, într-adevăr, a fost o perioadă deosebit de dificilă, pentru că eu încercam să construiesc viitoare afacere. Știam că va fi o... Cum e, nu e de mâine, te-ai hotărât să faci o altă afacere și o încep și ea merge... Deci, mi-au trebuit niște luni de pregătire, știam ce am de făcut, știam că o să merg mai departe, știam că o să mă recuperez relativ repede. Dar au fost o perioadă dificilă pentru mine atunci, pentru că, într-adevăr, era, cum spuneai tu, adică niciun ban înseamnă niciun ban. Uh-huh. Și a fost destul de dificil. Deja după ce cireșele confiate. Deci a trebuit, de asta spun, nu mai țin minte când a venit rândul 2 de cireșe, dar în vreo 2 ani iar puteam să mănânc de vreo 2 ori ceva cireșe. Uh-huh. Cam așa. Deci atunci a fost și, într-adevăr, când a fost cu fabrica de alcool, la sfârșitul anului 97, că am intrat la începutul lui 97, ți-am zis că în vreo 15 luni am scos toți banii, am achitat Ministerul de Finanțe, datoriile fabricii, deci am ieșit pe zero, pentru că asta e cel mai important ca să poată funcționa. Am făcut și investiția, însă la sfârșitul anului, într-adevăr, din ce mi-aduc eu aminte acum, cred că e adevărat, cred că mai aveam 70 de dolari. Adică s-a dus tot. Dar am... Cu prețul libertății până la urmă. Costă tot timpul, costă ceva. Costă viața, am spus. Dar ce e cel mai scump pe lumea asta? Între ce și ce? Nu știu, între achiziții materiale, timp, libertate. Libertatea e importantă. Timpul e cel mai scump. Dar cu unele trebuie să plătești pentru alte satisfacții pe care le ai. Eu plătesc cu timpul. Deci ce faci? Cum spui? Îmi dau viața pentru ceva. Dar de obicei asta se consideră a fi o extremă. Dar a da în fiecare zi o parte mare din timpul tău este să-ți dai viața. Asta nu înseamnă sacrificiu suprem. E strop cu strop cu strop. Se numește tot sacrificiu, dar adunat cu greuntele. Dar e mai greu să o iei de la zero. Imaginați-vă acum, în 2022. E mai greu acum, în timpurile astea, decât în anii absolut. 90? Da, pentru că este concurență. În societăți mari, societăți puternice și foarte multe obiecte de activitate sunt... acoperite integral versus ofertă și mai ales importurile, adică noi producem în România cu costuri mari. Și pentru că, mă rog, este un sistem în care, mă rog, să spunem o legislație cu foarte multe taxe, sunt taxe, 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 sunt costuri destul. România a devenit o țară scumpă. Este real. Și, mă rog, dacă am avea timp, aș putea să-ți demonstrez și de ce. Dar este scumpă și știm toți că trăim în ea. Uh-huh.
Și atunci este foarte greu să faci un startup dacă nu e ceva nișat. E foarte greu de mâine să te apuci să produci orice. Covrigi. E plin de covrigi peste tot. Adică este... Deci, practic, diferența față de anii 90, când tu creai piața, acum trebuie să iei o cotă de piață. În anii 90 aveai toate posibilitățile și, simultan, foarte puține posibilități, pentru că habar n-aveam ce să facem. Adică, vezi, înainte de 90, unde este centrul istoric acum, erau câteva străzi, Mărdan, Șelari, Covaci, în care era consignație de stat. Oamenii aduceau bani, aduceau lucruri vechi, noi și așa mai departe, de la cosmetice, la confecții, la artă, vindeau și luau un bănuț. După Revoluție, la vreo 4-5 luni, în primăvara lui 90, eu mă gândisem că ce bine ar fi dacă un privat ar deschide o consignație, adică să aducem lucruri de afară, să vindem, cine mai vrea să-ți aducă. Și am văzut într-o seară pe TVR1, la telejurnal, că ăla era încă programul nostru, sfânt la care ne uitam, că cineva a deschis un magazin, tip consignație și primește lucruri. Capul meu atât m-a dus că altcineva a avut aceeași idee ca mine, că există o consignație de asta. Acum este și una particulară, și asta e tot. Și am zis, ideea mea s-a dus naibii. După care s-au deschis sute, fiecare deschidea în fața porții, în curte, undeva un magazin. Deci noi nu aveam deschidere, nu aveam, nu e vorba de imaginație, nu știam ce s-ar putea face pe schimbarea asta de sistem social în care practic se putea face orice. Acum suntem invers, știm, dar nu prea mai e loc. S-a schimbat. Dacă Luc iar avea acum 21 de ani și ar fugi de acasă? Aș fugi, sigur. De ce v-ați apuca? Tot producție, dar de altceva. De Bitcoin. E prea volatil pentru mine. Cred că sunt născut în alte timpuri istorice, ca să mai înțeleg. Vreau să vorbim și despre piața asta, despre cripto, febra asta. Bănuiesc că... S-ar putea să-ți pierzi timpul cu mine. Da, da. O să încerc. Mi se pare interesant să aflu o părere din partea unui om care a investit peste 100 de milioane de euro în producție. Asta mi se pare... Nimeni nu-și dorește să facă bani din producție. Pentru că eu cumva cred că fiecare dintre noi avem imaginea asta că e crunt, e foarte, foarte crunt. Să lucrezi cu atât de mulți oameni... Producția este foarte complicată. Greu nu înseamnă crunt. Poate să devină, vezi, când sunt condițiile austere, dar îți dai seama cât de frumos e drumul când o afacere se duce producție din generație în generație și își continuă drumul. Este, mie mi se pare o chestie extraordinară. Am fost o dată la Murano, familia Seguzo, sunt cei mai vechi din Murano. N-am avut privilegiu să îi cunosc și pe domnul Seguzo, care e cel mai matur, are doi fii. Și soțul meu l-a întrebat, am văzut o vază, mi-a zis, am avut o relație foarte frumoasă cu dânsul și am în continuare, cu tot respectul meu, scrie poezii. Și ne-am cunoscut absolut întâmplător, era chiar în ziua în care își lansa ultima carte de poezii, m-am aflat absolut întâmplător pentru cu totul altceva acolo, l-am cunoscut, am avut o conversație și ne-am plăcut așa reciproc și m-a invitat în... muzeul personal, nu în, să spunem, muzeul comercial, unde se puteau și comanda după modelele de acolo pentru turiști, pentru consumatori, clienți puteau să comande. Și soțul meu mi-a zis, ce-ți place de aici? Și mi-a plăcut foarte mult o vază dintr-o intersecție de două culori de sticlă băgată una în alta. Foarte interesant. Și soțul meu l-a întrebat, cât timp durează să faci vaza asta? Părea o chestie complicată, iar era. Și s-a uitat la el și i-a spus 300 de ani. Claudiu s-a uitat la el așa și de fapt vorbea despre care este acumularea experienței, care este drumul producției. Și au un muzeu și sunt aceeași familie, încă familia Seguzo, deci sunt pe monedele din 1372.
și aceeași familie. Mi se pare un drum atât de frumos să poți să continui și să duci mai departe și lucrurile să întâmple, chiar dacă ție ți-e greu, ți-e imposibil, ți-e da, e ceva palpabil. Nu e cripto, într-adevăr. E pornești de aici și termini aici, adică nu e atât de volatil. E direct, e cuantificabil, e măsurabil, e palpabil. Și pe mine asta mă încântă, adică asta îmi place. Nu neapărat că așa trebuie să fie, dar pe mine asta mă motivează, de eu iubesc producții. Deci visați cumva ca business-urile astea aflate până la urmă la prima generație, că Din păcate, situația în România, să meargă mai mi-aș departe dori foarte de viața tare. Noastră. Nu știu dacă se va putea, dar tare mi-aș dori. Adică drumul să fie continuat, știi? Nu, într-o zi a fost o femeie, George, care a apucat în anumite conjuncturi să facă niște lucruri și a făcut, nu știu, o producție de preparate de carne, a făcut niște vine, a făcut niște acolo și gata. S-a oprit. Pentru că știu o mulțime de business-uri românești pornite după anii 90, care la intersecția cu a doua generație sau înainte de intersecția cu a doua generație au fost vândute. Sigur. Ori unor se corporații va întâmpla străine. În continuare. Mi se poate întâmpla și mie. Dar nu mi-aș dori. Și dacă le vinzi pe urmă, ce se întâmplă? Adică e niște bani și ce faci cu ei? Adică și croșetezi, nu știu, păi nici nu-mi place. La noi cumva e și concepția asta. Păi cu banii ăia trăiesc și eu, trăiesc și copiii mei și trăiesc și copiii copiilor mei. Deja eu aș putea să trăiesc. Și copilul meu e responsabil pentru ce face. Crezi că am obligația? Ai obligație să-l educi, ai obligație să te ocupi de el, să încerci să-l ajuți, să-l susții, să-l sprijini, să-l ghidezi, să-l. Drumul e al lui. Ce relație are fiica dumneavoastră cu... Păi suntem prietene, Ada se ocupă de hotelurile de la mare. Ok, e greu să pui în capul cuiva forțat și spui, uite, ia-le și pe alea, ia și pe alea, pentru că e greu de dus, e greu de înturat și plus că anduranța asta nu ți-o câștigi peste noapte. Este cu trecerea timpului. Adică mai pui un pic, mai înveți să reziști, mai înveți să... Poți să lucrezi distributiv la 360 de grade, pentru că nu poți să spui azi lucrez numai firma asta, mâine lucrez numai în asta și ele de multe ori sunt într-un melanj, pentru că intervin lucruri și atunci tu trebuie, când ești accesat, trebuie să poți să răspunzi, să rezolvi problema aia, să te sfătuiești, să intri într-un meeting, adică acumularea asta de rezistență psihică și de informație în care tu poți să joci cu ea, se face și ea în ani. Dar cum vă împărțiți? Că știu că aveți un program luni, vineri, între aceste patru. Eu încerc să mă împart rațional, nu iese întotdeauna. Adică aveți lunea pentru beciul domnesc, marțea pentru carne? Nu, le amesc, pentru că și partea comercială de la beciul domnesc e tot în București. Aha. Atunci, practic, de obicei, luni, marți și miercuri, lucrez MEDA și lucrez și beciul, partea comercială. Și plecăm joi și vineri la Focșani sau doar vineri sau o săptămână, două zile, o săptămână deloc sau în fiecare săptămână câte o zi sau două, dar cam de obicei joi și vineri sunt spre partea cealaltă. Și vara, mă rog, primăvara mai merg la Venus și vara, ca să comprim și acolo ce se întâmplă și să iau pulsul și mai am... Mă rog, destul de multe probleme se mai întâmplă, trebuie să ajut acolo, mă duc pe weekend. Și luni, de exemplu, acum trebuia să fac construcții, dar stau cu tine și directorul general mă așteaptă. Bine, bănuiesc că nu o să cadă trustul de construcții pentru... Nu, dar mâine trebuie să plece la Venus și trebuie să dau niște răspunsuri. Am înțeles. Să mergem mai departe. O să vă mai rețin un pic, pentru că vreau să înțeleg cum ați construit povestea asta cu beciul domnesc. Ea pleacă tot așa, ați ajuns la poarta unei întreprinderi de vin alcool, nu? Sau cum se numea? Vin alcool, da. Ați văzut o companie cu foarte, foarte multe datorii, aproape pusă la pământ și a zis eu pot. E, n-a fost eu așa. Da, cum a fost?
Tot un fel de semipăcălea la asta. Adică, știi, mi le și caut. Asta este evident. De-alune Moldovei, în Vrancea, Vrancea fiind cel mai mare areal viticol al țării, de peste 25.000 de hectare și, bineînțeles, vin alcoolul care era vin alcoolul vin Vrancea, fiind cea mai mare unitate de profil din țară, care acumula materie primă de la IAS-uri și ulterior și de la privați, când au început să fie reconstituite terenurile și procesa cele mai mari cantități de struguri din Vrancea. O societate imensă și avea 26 de crame, deci 26 de puncte de lucru, combinate, terenuri în mijlocul orașului și așa mai departe. Deci, cam asta am înțeles eu și atunci mi s-a oferit o anumită sumă de bani să plec. Din licitație să renunț. Și atunci, de fapt, aici a fost declicul. Atunci, am zis, ok, totul dispare că te dispară. Peste tot facem teren, facem depozite, construim altceva, dar fabrici nu. Și aici probabil că am să câștig și am să o salvez. Bă, o să trăiți liniștiți, o să faceți spre alte oportunități și o să nebunesc acolo. Dar o scol la liman. Și cam asta a fost povestea și am câștigat. Și la o diferență de, nu știu, 0,2 bani pe acțiune, nu știu ce. Am gândit eu într-o noapte când am depus oferta cu plic închis. Și așa că... Deci ați dat mai mult decât face, să înțeleg. M-am dus la Emma și am spus, uite ce am făcut, acum să vezi ce o să pățim. Și o pățește și azi, că e directorul de dezvoltare. Și câte datorii ați găsit acolo? O, Doamne. Nu mai știu, știu că am făcut o creditare de vreo 6 milioane și ceva de dolari, adică toți banii pe care îi aveam și nu s-au dus decât pentru o parte mică a datorilor de... Societatea stătea rău, foarte, foarte rău și nu mai avea stocuri și nu aveai cu ce să produci mai departe să îmbuteliezi, nu avea branduri, nu prea avea de niciunele. E foarte, foarte dificilă societatea. Bine, eu aveam experiența de la fabrica de alcool care a fost grea de tot, dar am trecut în altă poveste. Dar bănuiesc că pe asta n-ați adus-o la zero în 15 luni, 16 luni. Nu, a fost adusă la zero în primul an și a produs vreo 2 milioane de dolari profit în primul an, da. Deja aveam și IMEDA. Era foarte complicat. Dar vreau să înțeleg, vine o femeie. De ce tu zici femeie? Dacă nu sunt, știi sigur? Acum nu știu, m-am luat după nume. Înțeleg că numele de botez a fost chiar Lucky? Da, așa e. Da? Lucky, da. Interesant nume. Și n-are legătură. N-are legătură cu... De la ce vine? Așa vrum nașa să-mi pună numele. Nu vine de la norocoasă. Atunci aș fi fost cu... Cu Lucky. Apoi și cu Y, da. Da, e nu. Românește. Da, există prejudecata asta și în business, și în viață. E totuși o femeie care vine în tocuri, într-un combinat... Și în tenici. Și în tenici uneori. Ce rezistență ați întâmpinat din partea sistemului? Nu aș spune că am întâmpinat rezistență. Întâmpin neîncredere. Și nu ești luat în serios. Deci cam în asta... Asta e o formă de rezistență, pentru că dacă nu ești luat în serios, vorbești și nu te ascultă nimeni, vorbești degeaba și faptul că nu au încredere că poți duce, mai ales că eu am intrat în niște unități de producție într-o situație... foarte sensibilă financiar și nu numai. Și normal că nevăzând un bărbat probabil mare, impozant și așa mai departe, nu ofeream credibilitate că mă dau jos din mașină și cum spui tu, nu știu, poate am tocuri, poate nu și sunt machiată sau coafată. Deci asta într-adevăr nu înseamnă în general în mentalitatea oamenilor că e garanția lucrului care s-ar putea face sau bine făcut. Și atunci întâmpin, să zicem, aceste rezerve. De fapt, eu am fost întâmpinată cu jigniri, cu lupte, cu oameni care s-au baricadat,
în curte, care umblau cu cisternele pe străzi, spărgeau geamuri, nu vreau privatizare și mai ales o femeie care venea la poartă spunea, vă rog frumos, dați-mi drumul că acest... e încălcare de proprietate, pe bune. Uă, du-te acasă, pe niște sarmale, pe ceva. Nu să vă întreb cum i-ați convins. I-am convins. O să vă întreb cum i-ați îmblânzit. Cu unii a trebuit să și lucrați. Sigur, mai am încă câțiva. După 22 de ani, da. Unii au trebuit să plece. Unii au rămas pentru că a apărut la unii de adevăratele s-au adaptat. La unii doar a apărut. Și de unii am scăpat ulterior. Nu poți să trimiți pe toată lumea acasă numai pentru că oamenii nu te plac sau nu te vor sau nu înțeleg rolul tău acolo. Întâi trebuie să încerci, pentru că unii poate chiar au o informație greșită, alții nici nu pot să judece, se iau cu turma și atunci, dar tu trebuie să intri într-o societate care în continuare trebuie să lucreze zi de zi, să se întâmple lucruri. Trebuie care te lupți cu binele, cu rău, cu argumente, cu ce poți, dar nu ai voie să te lași. Problema este că eu nu mă pot demotiva pentru că oamenii nu mă vor la un moment dat când intru într-un business, cum s-a întâmplat în astea două, pentru că tu nu mă vrei, asta înseamnă că eu încep să plâng și mă duc acasă. Chestia asta mă motivează și mai rău și chiar pot să devin rea. Dar mă lupt. Adică eu întâi sunt foarte conciliantă, încerc să vorbesc, să comentez, să discut, să explic pe limba fiecăruia, cât mai... Dar cu ce oameni vă place să lucrați? Fideli. Cu o structură umană bună, deci nu ariviști și, într-adevăr, oameni care pot construi, care simt cumva ca mine că și ăsta e un rol în viață, numai să te duci la ora 6 acasă și să îți desfaci sticla cu ciofii și în maiul tău alb mai rozi niște semințe, te uiți la actualități și la un filtr și asta e frumos. În care viața are și, nu știu, are... construcția asta de self-esteem, de a ști că poți să faci lucruri și le faci și se întâmplă. Sunt mulți care pot lucra, nu destul de mulți, care au satisfacția lucrurilor care l-au făcut, satisfacția de sine. Nu ne trebuie satisfacția celor din jur. Dar chestia, te simți bine cu tine, pentru că unii oameni se simt bine cu ei, nu știu, dacă se îmbracă frumos. Toți ne simțim bine, să ne îmbrăcăm bine, să fim curați, să nu spunem epatare, dar și aici e un joc, știi? Dar a te simți că faci ceva, că, nu știu, ești tu o furnicuță acolo, ai un rost, un rol. Deci că altfel nu ar exista societate dacă nimeni nu împinge. Și asta nu înseamnă neapărat un mers înainte, înseamnă a face ceea ce ne trebuie pentru comunitate. Nu e foarte complicat, dar eu am reușit, am tinerii care conduc acum în companii, marea majoritate a lor sunt tineri, oameni la 40-41 pic de ani, care sunt de 14, 15, 17, 18 deci ani cu mine. Deci ați crescut cumva o genă? Cu ei, da. I-am crescut, da. Și le-am spus la toți, în ziua în care încep să învăț de la voi, înseamnă că mi-am făcut datoria. Și asta înseamnă că mă pot și eu relaxa, pentru că are cine să facă. Și poate chiar mai bine. Dar care e felul noastră de a conduce companiile? Sunteți mai mult spre genul manager sau spre genul de lider? Citeam că diferența între leadership și management, leadership-ul e despre a-ți asuma responsabilitate și managementul este mai mult despre autoritate, de a pune autoritate asupra oamenilor. Nu întotdeauna am asumat toată responsabilitatea, indiferent ce s-a întâmplat. Nu cred că înseamnă numai leadership, pentru că e și management. Dar absolut întotdeauna nu am dat vina pe nimeni. Adică dacă nu știu sau n-am fost informată sau s-a întâmplat ceva, în la coadă eu sunt responsabilă. Niciodată nu m-am dat în spate vis-a-vis de responsabilități și de orice nivel de risc ar fi, de business, de piață, de control, eu am rămas în față. Deci asta este adevărat. Da, ați avut o... Când ați preluat Vincon, transformat acum în compania Beciu Dumnezeu, aveați viziunea asta?
vreau să am 1400 de hectare, vreau să... Viziunea asta am avut-o, că vreau 1000 de hectare, cam la 2 ani după ce am ajuns acolo, pentru că nu exista niciun fel de hectar. Adică cumpăra struguri? Procesam, numai dar cumpăram și mi-am dat seama destul de repede. În primul an a fost foarte bine și până mi-am dat seama și am zis, bine, începând să învăț ce înseamnă tehnologii și ce înseamnă vinul și producerea lui, mi-am dat seama că trebuie să am soiuri, trebuie să construiesc niște branduri. Cu ce? Cu ce vine fiecare și vinde? Și atunci am făcut eu un fel de cercetare de piață și m-am dus la autoservire care era în Mall Vitan la parter 2 săptămâni, mi-am pus șapca, tenisii și m-am dus la raft și am început să întreb consumatorul ce vrea. Mi-am dat seama că și întrebările care le puneam nu erau cele mai potrivite, le-am modificat eu cumva chestionarul și după 2 săptămâni mi-am dat eu seama ce vrea românul ca și culoare de vin, ca și gust, ca și sticlă, ca și etichetă. Și atunci am început să creez niște branduri. Unele mai avantgardiste, pentru că în anul 2000 eu am făcut vinul roze, n-a cumpărat nimeni o sticlă. Le-a făcut prea repede, pentru că piața e fiartă. Exact, pe roze. Exact. Și atunci am făcut o sticlă cu etichete verzi, cu buze verzi fosforescente. Credeam că deja încep să vând în cluburi, nu să vinde nici acum vin în cluburi. Deci a fost mult prea mult, dar am făcut și niște lucruri bune. Adică am făcut și brand care există și azi în piață și în 2002-2003 am făcut Beciu și mi-am dat seama că va trebui să am soiuri. Ca să am soiuri, trebuie să am de unde să le iau. Ce ar fi să le am eu? Și de aici a început drumul, mă rog, oamenii erau neîncrezători, iar i-a venit, doamne, o idee. Cine știe oamenii ce să fiind angajați. Da. Și eu am început să arendez pe unde am găsit și pe urmă am cumpărat, pe urmă am defrișat. M-am intrat în Uniunea Europeană, au venit fondurile, am început să plantăm și să plantăm și să plantăm pe soiuri, pe culori, pe zone și pot să-ți povestesc vreo 3 emisiuni numai de asta, dar trebuie să mă bagi în serial. 1400 de hectare, mi se pare... Sunt companii care au peste 2000 și aproape 3000. În România. În România, dar nu plecat de la... Nu, au avut IAS-urile, nu, de la zero nu. De la zero, nu. Și aici e un cost mare de timp și de efort și financiar care practic te poate duce să fii mai puțin înaintat din punct de vedere al tehnologiei sau alte lucruri care îți trebuiesc pentru că nu ai toți banii aia, pentru că ai luat-o de la zero. Adică de la primul hectar de pământ care a trebuit cumpărat, că nici pe ăla nu-l aveam. Și cumva toți oamenii ăștia care au venit în companie sau care au existat în companie, au trebuit convinși că asta este viziunea și cumva să îmbrățișeze viziunea liderului. Poate n-au îmbrățișat toți, dar n-au avut încotro. N-au avut încotro. Da, poți să nu stai. Asta e singura alternativă. Cât de mult trebuie să vă semene oamenii care lucrează cu noi? Nu cât trebuie de... să-mi semene. Dar trebuie să aibă structura morală, da. Nebunia? E bună și un strop de nebunie e bine acolo. De masochism? Dar e și frumos, Mihai, adică pe bune. Nu simți că când faci ceva și creezi ceva, palpabil sau nepalpabil, e ceva, e al tău, adică se întâmplă lucruri. Mi se pare că dincolo de alte investiții, alte business-uri, vinul chiar spune o poveste și cineva trebuia să aibă povestea asta. Da, și sunt o grămadă de producători care spun povești frumoase, concrete și în respect față de vin și față de consumator și e mult de învățat din asta, pentru că chiar e o poveste frumoasă și sunt multe produse care sunt foarte bune și necesare și frumoase, dar n-au deliciu vinului. Vinul chiar poate fi spus într-o poveste cu extrem de multă emoție și chestii reale, dar are o poezie, știi? Este un produs care, într-adevăr, însoțindu-te tot timpul de la naștere până la moarte, știi, îl ai la botez. Îl primești în biserică. Și după ce ne ducem și la el și pe la parastas, întotdeauna vei avea o sticlă cu vin. Deci o chestie care chiar însoțește omul pe tot parcursul lui. Și e încărcat cu multe. Are... Deci legi o grămadă de amintiri, de momente,
Nu toate sunt fericite de produsul ăsta. Și atunci el de-aia are toată încărcătura asta, plus că este un produs atât de variat, adică nu se produce numai într-un fel. Ai pus o sticlă, îți trebuie nisip, siliciu, așa, atâta cantitate, aia e. Aici el e un organism viu care are o grămadă modificări și de la bobola de strugure care se exprimă diferit, poate același soi de strugure, pe același teritoriu, că 5 ani de zile se exprime diferit. Evoluția diferită, adică totul e ca un nisip mișcător și acolo e și cu știință și cu dragoste și cu noroc și cu momentele care te însoțesc. De aia e foarte consistent în a spune povești cu el. A fost un moment că vinul e legat foarte mult și de natură. Ce-ți dă natura în anul respectiv? Mai și ajuns puțin, dar dacă îți dă. Dar e determinant, într-adevăr. Au fost ani în care v-a venit să renunțați la povestea asta cu vinul? Nu să renunț, că n-am cum, dar așa m-aș fi dat cu capul de pereți, într-adevăr. Dar îmi revin, adică mă culc, mă scol și eu te la capăt. Ce poți să faci? Adică, ce înseamnă un an prost, nu pentru vin, un an prost pentru afacere? Povestiți-mi cel mai prost an din ăștia 20 și... Cred că acolo o să urmeze 2022 cu energia. Prost este să nu pot să-mi fac bugetele de investiții, adică drumul meu mai departe așa cum îl văd eu cu echipa. Dacă nu reușesc să ajung, de exemplu, cum ne programăm investiție și planurile de afaceri pe 3 ani și dacă anul se termină și ceea ce ne-am propus să fie terminat anul ăsta, văd că se îndepărtează și că nici măcar la anul nu pot să-l fac sau peste 2 ani mi se întâmplă și atunci e rău, e foarte rău. E foarte rău, nu că m-aș demotiva, dar știu că din anumite conjunctural sau poate noi nu am mai avut timp să ne focusăm, să ducem mai sau lipsă de oameni sau de legislație sau, nu au ieșit lucrurile atât cât trebuia să iasă în anul respectiv. Și atunci e greu. Și s-au mai întâmplat, bineînțeles. Dar cum a venit ideea cu Beciu Domnesc? Beciu Domnesc exista. Beciu Domnesc a fost în cadrul, de când am preluat compania, este unul din activele companiei, era cramă în momentul era ăla. Era cramă Beciu Domnesc, da, nu exista un produs pe piață. Îl folosea, da, îl foloseau ca și cramă. Era această pivniță veche, beci, de vreo 600 și ceva de ani, de pe vremea lui, deci ne raportăm pe vremea lui Ștefan cel Mare, și această pivniță adăpostea, când m-am dus eu, vreo 50.000 de sticle cu vin, care ele aveau de-a lungul anilor, datorită faptului că compania a fost fondată în 1949. Am fost la monument. Da, ai fost și mai au sticle, ai văzut. Nu? Da, e monument, da. E un monument destul de important. E unicul. A trebuit la un moment dat să renunțăm a procesa struguri acolo să facem vin. Am scos tot și din monument, adică pivnița este intactă din anul 2000, încet, încet vârfurile, vinurile unde am luat medalii de aur la concursurile internaționale, naționale, cele care am crezut noi că o să evolueze frumos în timp, le-am pus acolo, avem acum peste 100.000 de sticle. Am continuat și eu drumul cu ce am putut. Sunt sticle din 1949, da, mai acolo. Avem, da, da. Și de acolo le avem, avem catastiv mare, pe ani, pe soiuri, cred că e singura vinotecă profesională care a mai rămas în țară, cred. Nu sunt extrem de sigură, dar cred dar că acolo simți cu adevărat povestea. Și da, s-a refăcut Beciu pentru că din crama unde se depozita vinul se făcea, deci am făcut loc și de cazare și de living și de povești și de degustări, locuri de degustări, am încercat să armonizăm și să facem o intersecție între partea de istorie trecut, care e foarte consistent acolo, totuși, dacă... și partea de confort, de modernism, de adaptare la nou, în așa fel încât e o stare bună acolo, e știi? Parcă vinul vorbește, da. Și, repet, e un beci de pe vremea lui Ștefan cel Mare, că sunt 600 de ani de când acolo... Da, vorbeam de tradiție, de istorie. Vezi, trebuie continuată. Te simți bine, ai emoție când ești acolo, mai ales când vezi că vinurile alea trăiesc cu zecile de ani și au aceeași calitate, pentru că toată construcția aia făcută atât de mult, dar cu atâta știință, unde... Temperatura între vară și iarnă este de plus minus 2 grade, umiditatea aceeași, adică condiții perfecte de păstrare a licorii. Care e cel mai vechi și bun vin pe care l-ați băut? Din ce an? Pe care l-ați gustat?
Nu consider că neapărat. Acum, de la... Din beci, recunosc că facem degustări în fiecare an ca să vedem evoluția sticlelor, dar nu în fiecare an la aceeași soi, pentru că așa le-am fi terminat în degustare, da. Dar cel mai mult din ce am băut eu, acum e și memoria, că era la început, nu prea mă îndur să consum din ele, sunt cinstit. Adică n-am mai băut de ani de zile nicio sticlă, decât partea de degustări ca să validăm mai departe. A fost un aligotet din 1973, care îmi place mult de tot. Și mai am și bun, adică cu buchet, cu... Nu, perfect. O frumusețe de vin, adică memorabil, ți se rămâne și aici, numai pe papile gustative și în post-gust. Ăsta nu se vinde, nu? Adică nu e scos la vânzare. Nici copile. Nici copile. Dar cam cât ar costa o sticlă? Abar n-am. Știi, discutam la început de avere, cât valorează o sticlă de vin? Foarte bun, din 1973. Cam cât e averea lui Georgescu, adică nu știu. Dar care este cel mai scump vin pe care l-ați băut vreodată, așa, nu neapărat de la... în lumea asta? Nu consider că trebuie să dai 1.000 de euro și 10.000 de euro pe sticlă cu vin. Mi se pare exagerat, mi se pare marketing bine făcut. Totuși o limită în toate, știi? Da, știu că visul dumneavoastră este să creșteți piața asta de vinuri premium și la companie, la Beciu Domnesc, e o luptă mare, da, de vinuri Beciu premium. A apărut cam... Deci, brandul, pentru că din analiza mea de piață am văzut că, ce am înțeles eu, că românii, ca și consumatori, sunt încă atunci, dar încă și acum, foarte ancorați în tradiție. Își vor un produs românesc, un produs neauș bun, cu anumite caracteristici care gustativ și le dorea. Și atunci am spus că cel mai bine ar fi să mă exprim într-un brand care se numește exact ca și Monumentul. Și a fost un succes. A fost și o investiție, a fost un concept. Mă rog, în momentul ăla nu erau chiar 360, pentru că online-ul nu trăia încă la noi în țară, nu se născuse. Dar a funcționat foarte bine. Am avut grijă să punem soiuri care sunt căutate de consumatorul român, gustul pe care îl căuta consumatorul și am comunicat corect către el și a înțeles și a avut un mare succes și s-a dezvoltat. Acest brand încă trăiește, se vând câteva milioane de sticle pe an și de aici, bineînțeles, au început construcția altor branduri, cum avem acum cu Sceptrusul, care e intersecție de brand modern, dar venind într-o ancorare de tradiție din spate. Are și roze, și alb, și sunt, și da, roșu. Alb, roșu și roze, da. Deci, lucrurile se fac. Trebuie să te adaptezi și la cerința pieții a consumatorului, dar trebuie să dai întotdeauna, eu cred, ceva mai mult decât ce gândește consumatorul de raport calitate-preț în sticlă. Adică nu înseamnă că dacă, nu știu, un produs e 15 lei sau 12 lei la raft, el trebuie să fie neapărat prost. Pentru că de multe ori am fost întrebați cu un brand pe care îl avem noi, care este Upper Economy, să zicem medium, și spre mainstream, și de ce este atât de ieftin în condițiile în care, nu știu, Busuiaca și alt vin din el au luat argint la concursul european, internațional din Italia. Adică dacă eu îl dau pentru că am struguri, am vinuri bune, trebuie neapărat să-l fac prost ca să-l vând ieftin, dacă el iese bun. Deci un vin premium nu înseamnă neapărat un vin scump. Nu. Și săptămâna trecută am cumpărat, pentru că mai testez și mai cumpăr de la alți producători, sunt foarte mulți pe care real îi respect, și am cumpărat 2 sticle cu vin și le-am desfăcut seara la Focșan când am ajuns de la birou și, din păcate, le-am aruncat pe amândouă. O sticlă era 39 de lei și una era 60 și nu știu cât de lei. Asta înseamnă un vin foarte scump pentru bugetul românilor. Eu le-am aruncat. Iar eu nu sunt un specialist, într-adevăr sunt un consumator foarte avizat, pentru că totuși beau de 20 de ani vând nevrând și mai ales vrând. Consumați, nu beți. Consum. Gustați. Nu gust, beau. Dar beau fiecare zi în paharul meu cu vin. Ce înseamnă un vin bun? Ce trebuie să-ți lasă? Și aici e o chestie de natură subiectivă. Absolut, dar pentru noastră. Pentru mine trebuie să aibă puțin corp, adică să nu fie foarte apos, chiar și cel alb, chiar cel roze.
vreau să aibă un buchet, adică nu sunt fan super arome, dar trebuie să aibă o aromă din momentul care încep să-l miros până-l degust și tropul ăsta de aromă care o vreau cât mai personal, așa, să fie memorabilă, trebuie să se melanjeze cumva cu gustul meu, cu tot, și să se ducă în postgust, să-mi facă un tot unitar. Cam care ar fi vinul ăsta? În traducere liberă. De exemplu, la alb îmi place, de exemplu, la Sceptus și pe bune, adică îmi place că e un asamblaj cu Chardonnay și puțin Barricat, îmi place cu puțin fum. La roșu, dacă beau din îmbuteliate, beau mult Mirabilis, brand de al nostru. Mirabilis și, machina. Da, și mai beau de multe ori și niște vinuri nefiltrate, adică direct din cramă. A, da? Am făcut-o și pe asta, dar o fac de mulți ani. Deci vinurile după pritocul 2, după drojdie, nu sunt filtrate, deci n-au nici măcar, pentru că ele trebuiesc pregătite pentru îmbuteliere, filtrate, bentanizate, limpezite, conținut microbian zero și și și. Dar vinul cu cea mai frumoasă poveste care-i? De la Beciu? Beciu. Beciu Domnesc. Beciu Domnesc. Păi e cea mai lungă, deci are multe episoade și expresivă. Cum a început povestea asta cu Beciu Domnesc? Povestea a început pentru că în dorința mea de a face un brand legat de tradiție, așa cum mi-a spus mie consumatorul. După ce ați fost invitat în alimentare. Da, pentru că încă nu erau companii specializate în cercetare de piață. Și atunci eu am întrebat consumatorul mi-a răspuns, eu am înțeles ce am înțeles, am făcut și niște prostii și până am înțeles că trebuie să mă leg de tradiție și atunci nu înțelegeam, am mai făcut un brand, vinuri de aur tradiționale și am făcut o comunicare nepotrivită, tot m-am dus pe tradiție și am făcut o comunicare pe TV, că aici era principal TV și radio și ziare, nici outdoor-ul nu prea erau. Exact. Și am făcut o comunicare cu un făt frumos care se spală, adică, mă rog, era urât și se spală într-o strachină cu apă și pământ, o întreagă poveste și devine frumos. Și cred că am avut foarte mulți fani, fetițe de la grădință, care se spălau pe față dimineața și vreau să ajungă frumoase. Deci a ieșit bullshit. Și a costat câteva sute de mii de dolari toată povestea asta și vinul s-a vândut, dar nu în volumele în care gândeam eu că voi avea succes și, mă rog, îmi făcusem un plan de producție, de investiții și pe urmă am zis, ok, n-am mers și ce pot să fac? Și într-o zi m-am dus la Beciu Domnesc și am început să desenez arcada și am zis, ia să fac un vin Beciu Domnesc. Noi am început eticheta, am făcut-o in-house între noi și am început să desenez pietrele, poartă, da. După ce desenasem logo-ul care era un băur, știi? Logo-ul companiei de pe timbru și am preluat și am zis, hai să o facem și pe asta și am început, pe urmă am dat la tipografie, am mai lucrat cu o agenție. Și așa a ajuns eticheta, practic, simbolizând monumentul, adică poarta de intrare de lemn cu pietre, pentru că este un monument făcut în... Și așa a apărut Beciu... Din tuf tip calcar, da. Și așa a apărut brandul, știi? Da, mi se pare că sunteți... Aveți loc să delegați? Aveți capacitatea asta să delegați? Da, sau deleg. Sunteți foarte, foarte... Nu. Dacă nu delegi, nu poți să... Nu. E obligatoriu să delegi. Problema e când n-ai cui. Și a început să se întâmple și asta. Problema este când nu ai cui să delegi, pentru că atunci, în momentul când tu ca și conducător, ca lider, ești prea mult implicat în operațional, te-ai pierdut rolul. Și asta înseamnă că poți să pierzi, știi, direcția. Viziunea. Sigur că da, dar nu ai timp să-ți faci analize, nu ai timp să gândești ceea ce ți se întâmplă ca să poți să construiești strategie. Ca să poți să faci strategie, trebuie să știi ce e interior și ce e în exterior. Ce vrea și consumatorul, ce se întâmplă cu concurența. Ce date ai tu, ce poți să faci, investiți și așa mai departe. Adică sunt extrem de multe de făcut. Dacă stai să te ocupi numai de operațional, nu o să fii niciodată conducător de business și cel care împinge să meargă înainte. Sau să te împingă alții în spate. Știți că am rămas puțin în spate. Puteți să mai înaintați, vă rog frumos.
Sau dacă nu coborâți la stația următoare, lăsați-ne în pace. Cum construiți sau cum ați construit oameni cărora să le delegați responsabilitățile astea? Păi de asta încerc să construiesc, să le-o dau lor să meargă mai departe. Nu ce trebuie să aibă oamenii aia ca să le dați încredere, adică responsabilități? Da, le-am dat la mulți, să știi. Și mulți, mulți. Nu destui niciodată. Sunt încă cu mine și sunt în bord, adică sunt conducătorii. Eu vin ca să definim lucruri, punctele importante, ei fac mai departe. Nu pot. Mai intru în operațional când nu are cine sau sunt chestii de urgență. Dar restul eu nu lucrez. Adică nu fac eu aprovizionarea, nu închid eu contabilitate. Le-am făcut și pe asta. Nu e cazul. Dar care credeți că trebuie să fie, nu știu, 5 calități ale unui lider? Asta e că ce ai făcut în ultimii 5 ani. Nu poți să ajungi lider peste noapte. Deci cred că totuși trebuie să fie ceva în tine care să te împingă, pentru că a fi lider, cel puțin în experiența mea, înseamnă să poți să dai mult de la tine. Deci asta înseamnă că în afară de niște neuroni, să ai destul de mulți ca să ai de unde pierde, trebuie să vrei foarte mult, adică trebuie să-ți placă, trebuie să poți să faci, trebuie să poți să ai o doză de sacrificiu, trebuie să fii foarte, foarte echitabil și doritor de a construi cu ai tăi, să nu te crezi niciodată că ești singur, că ești unic și să fii atât de înțelept și de norocos încât să-ți alegi pe cei care de fapt fac business-ul. Tu poți să fii un vârf de lance. Business-ul se face în spate. Dacă la început sunt doar cei care fac ce li se spune, dacă tu aduci omul din a face ce i s-a spus la a face pentru că știe să facă singur fără să-i mai spui, înseamnă că el a evoluat. Și asta înseamnă că tu poți să mergi pasul următor, să faci lucruri mai importante vis-a-vis de operațional, să faci strategie, să duci mai departe și să poți să lipsești și de la servici. Și lucrurile se întâmplă în continuare. Atunci, vezi, eu vreo 20 de ani am fost în concediu vara. Dar dacă eu plec fără grijă, asta înseamnă că business-ul ăla merge fără mine. Și în momentul ăsta vă permiteți luxul ăsta de a pleca? Da, îmi permit. Da, îmi permit. Nu tot timpul, că nu sunt tot timpul în concediu. Dar eu plec în fiecare primăvară de, cred că de 8 sau 9 ani de ziua mea și plec 2 săptămâni. Fără să verificați... Nu verific nimic. Nu verificați nimic 2 săptămâni. Nu. Și plec și de revelion cam 2 săptămâni sau 3 săptămâni. De obicei mai plec 1 săptămână și după campania de struguri care ne disperă, ne omoară, ne stoarce mai rău decât păstrugure pe toți. Ce vă deranjează cel mai mult? Aici ca proprietar de business. Să fiți mințită, să lipsa fiți furată. Lipsa de loialitate. Dar se spune că pe piața muncii va fi din ce în ce mai greu să găsești angajați loiali față de brand. Da, da, văd și colaboratorii mei, cei care sunt cu mine și sunt tineri, care simt pe pielea lor, pentru că tot timpul încercăm să construim backup și sunt deja departamente care nu au backup. Și ei sunt oameni maturi, sunt tineri, sunt energici, își doresc, au plus minus aproape aceeași dorință de a face lucruri și de a merge mai departe, pentru că ei vor merge mai departe când eu nu voi mai putea și nu mai își găsesc backup-ul, adică nu toți își găsesc cu cine să construiască mai departe ca să preia misiunea lor, ei să urce mai sus, mă mai eliberează pe mine, cam așa, adică merge drumul. Adică că e o problemă de generație la generația... Asta, în primul rând, vârsta pe care o aveați dumneavoastră când ați fugit de acasă? E o țară destul de depopulată din punctul meu de vedere și de, adică cum să-ți spun, noi suntem pe locul 9 sau 10 în lume ca producători de struguri. Noi nu avem facultate de viticultură. Nu mai avem? Sau... Nu avem de mulți. Nu avem. Da. Deci acum încercam să recrutez încă un tânăr inginer și face un master în viticultură în Anglia. Câtă viță de viu avea Marea Britanie? Pe bune? Deci nu avem școlile.
Deci în afară de această plecare masivă în bejenia românilor, care știm că e cea mai mare migrație mondială, avem problemă cu școlile, deci eu ce construiesc? Și atunci cum să aduc eu un tunăr și să încep să-i vorbesc cu toată emoția mea și cu experiență să vină să stea când el știe că aici e greu și că n-are niciunde învățat, nu are condiții destul de bune și așa mai departe. Deci mi-e foarte greu, pentru că nu pot să mint când vreau să recrutez și nici ai mei, să-i spun niște lucruri care să-l atragă atât de mult încât să vrea să meargă și să-l construiesc șef de fermă să stea în vie cu 150 de hectare. Încep să vrea altceva, ceva mai simplu, mai ușor palpabil, cuantificabil. O fermă de cripto eventual. Da, că tot spuneai de criptomonede, da. De Bitcoin probabil. Și nu numai. Deci credeți că va fi o reală problemă cu tânăra generație? Nu, a fost, este deja. Loializez la locul de muncă. În primul rând să stea la locul de muncă. Pe urmă cu loializatul, eu cred că mai avem șanse dacă putem să-i stabilizăm pe un loc de muncă, nu știu, a stat 2 ani. Pe urmă, cred că la mulți dintre ei avem capacitatea, știința, dorința și putința, cum se spune, și partea de emoție să putem să transmitem că drum merge mai departe și să vadă că are ce să se întâmple bine și în țara asta, că va avea cineva grijă de el, că îl va duce mai departe la studii, că îl va specializa, că îl va susține indiferent ce îi se va întâmpla lui, că e vorba de sănătate sau că trebuie să-și facă casă. Noi am ajutat o grămadă de oameni să-și înceapă drumul până drumul ăsta a devenit concret, serios, așezat, echilibrat și mulțumitor pentru el. Dar pentru asta întâi trebuie să stea și să-și potrivească puțin cu munca. Care este angajatul ideal pentru dumneavoastră? Nu ideal, că depinde de părțam, dar trebuie să fie un om care, într-adevăr, să fie specialist și să-și facă datoria. Adică, pentru mine, angajatul nu este că trebuie să stea 12 ore pe zi, uh-huh, sau acum că vrea să fumeze 3 țigări să nu se ducă. Sau că mai vrea să facă oricum. Păi mine mă interesează rezultatul. Și normal că trebuie să avem o rigoare, că trebuie să venim să plecăm, pentru că dacă fiecare ar intra și ar ieși când a vrea, ar fi de bandadă. Dar la un anumit nivel, unde sunt oamenii din bordul operațional, managerii, adică au anumită libertate de a-și face programul, pentru că și el când este la 8 seara sau la 9 și lucrează, nu-l întreabă nimeni, ceilalți au plecat la 5. Uh-huh. Așa că dacă el are nevoie de 3 zile de vacanță sau acum are o problemă, pentru mine este absolut liber să facă, doar că trebuie să comunice ca să nu-l căutăm și să nu-l găsim. Dar restul mie mi se pare la bun simț când oamenii își fac datoria. Deci, angajatul ideal, să facă lucrurile pentru care a fost pus să le facă. Și să le facă bine. Da, energia asta se pierde odată cu vârsta, se transformă, viziunea se schimbă. Acum o să vă întreb direct. Există o vârstă la care vreți să vă retrageți din... Am crezut că o să o găsesc, dar încă nu. Adică n-am, acum spun, am să lucrez până la 50 de ani și pe urmă aud foarte mult. Dom'le, vreau să trag până la 50 de ani. Da. La 50 de ani sunt încă în putere, deci ca cei din administrația de stat sau, dar nu știu, la Ministerul de Interne, la Armată, care spun în 50 de ani, habar n-am de ce le dă drumul atunci. Dar... până la 55, dar unul zice nu, până la 60, până la, nu, îmi vine limitată pensie, dar pe urmă parcă mai vreau, nu mai vreau. Dacă la mine e un modus vivendi, adică de ce mi-aș pune o limită? Dacă într-o zi nu o să mai vreau, nu o să mai vreau. O să-mi pregătesc retragerea. Dar deocamdată îmi place. Ceea ce se întâmplă în timp, într-adevăr, pentru că am dormit destul de puțin în viața mea, este că simt nevoia să dorm mai mult. Adică aș vrea să dorm 7 ore, 6 ore, 8 ore. Da, gata. Care au fost anii în care ați dormit cel mai puțin? Aproape toți. Mulți. Hai să spunem că... Cred că de 4-5 ani dorm ceva mai mult, cu vreo oră, două. Dar mă scol, dar nu mă mai scol atât de devreme. Mă scol
La 6 și ceva, 7, chiar 7 și ceva. Și din punct de vedere al performanțelor, care sunt banii care se fac cel mai greu? Când mă gândesc că e ca în fitness, atunci când te apuci de slăbit, primele kilogramele slăbești repede, după aia ajungi la un platou, după aia mai dai jos câteva, dar cel mai greu e să le dai jos pe alea ultimele. Să vezi cum e cu menținerea. Exact. Acolo e și mai dificil. Menținerea e cel mai grea. Deci cel mai greu este să te menții, nu neapărat să faci... Să nu cazi. Să nu cazi. Mm-hmm. Nu neapărat să depășești un adică prag. Adică să nu mai pui încă 10 kg în plus după ce mm-hmm. un an te-ai și menținut, ai și slăbit, te-ai și menținut, ai făcut și fitness și dintr-o dată vezi cum se acumulează la loc. Cum te menții? Forever young. Dar știți oameni pe care i-au stricat banii? I-au îmbolnăvit? I-au... Pe cei mai mulți din cei pe care îi cunosc eu, da. Da? Da, de-aia eu nu am prieteni de familie, de suflet care au mulți bani sau care sunt în Forbes. Dar care e riscul când ajungi acolo? Ce virus? Spui, dacă ești labil în principiu, o să fii labil când ajungi bani și atunci când faci niște bani, pentru că pentru anumite persoane, nu știu, a face 10.000 de euro înseamnă o averă și el își pierde cumpătul de la banii aia. O, da. Pentru altul 100.000 sau 1.000.000 sau 10 milioane. Deci, labilitatea asta de a te gândi că ești deasupra celorlalți sau că asta îți dă o valoare ție ca și om, se întâmplă la orice sumă. Poate și la 1.000 de euro. Și atunci, asta înseamnă că nu că tu te-ai schimbat. Asta înseamnă că tu așa ești și condițiile ți-au arătat și latura asta. Pentru că știi cum e, dacă nu ai cernoziom bun și udat, planta degeaba ai sămânța. Poți să spui că o sămânță foarte bună. Poate să fie rea. Deci am întâlnit mult prea multe cazuri, nu m-am întâlnit imens de multe, pentru că nu prea comunii sunt mai mult la servici, așa cum discutam, și nu... Sunt o persoană extrem de sociabilă, dar nu prea am timp să socializez mm-hmm. foarte mult. Am prieteni care îmi sunt foarte dragi și de familie și femei care sunt în business, adică spre aceleași preocupări, care sunt de carieră, nu neapărat business. Nu avem foarte mult timp, ne întâlnim poate mai rar, dar cu mult drag și atunci, într-adevăr, vinul ne e foarte bun prieten multe ore, dar cred că se întâmplă la oamenii care... într-adevăr, nu au forță, nu au tărie și se pierd repede. Da, deci trebuie să ai un dat. Pentru că știi cum e, azi ai bani, mâine n-ai bani, păi mâine ai bani, câți bani, câți trebuie, cât te fac fericit. Dar de ce trebuie să faci show-off cu ei? Asta, la foarte mulți oameni am văzut calitatea umană invers proporțională cu această avere. Uh-huh. Cu bani. De ce? Asta înseamnă că ei nu au avut-o niciodată. Bănuiesc că ați văzut și oameni care au câștigat milioane, zeci de milioane lângă dumneavoastră, oameni care au pierdut zeci de milioane. Tu tot ăla ești, înțelegi? Cum ați reușit să nu vă schimbe banii? Sigur că ați avut bani întotdeauna. Nu spun că nu te schimbă, dar să nu te schimbe urât. Uh-huh. Pentru că și tu pe măsură ce ai niște rezultate financiare și în primul rând că devii mai sigur cu tine. Dar asta nu înseamnă să devii mai sigur urât. Uh-huh. Dominant, arogant, exprimat, categorii. Deci, normal că îți dă forță. Îți dă forță și negociere, forță și când intri undeva. Nu te simți umilit, te simți umilit mai greu. Poți să te îmbraci mai bine, poți să accezi în locuri în care altfel n-ai avea acces. Asta poate să-ți dea și informație, asta poate să-ți dea și experiență. Acum, știți că există și vocea asta populară care spune, normal că doamne Giurescu, e ușor să vorbească de la înălțimea ei, să o văd eu trăind cu salariu minim pe economie. Recunosc că până, cred că acum 3 ani, 4 ani, o lună pe an îmi luam un minim pe economie și încercam să trăiesc cu el. O lună pe an, în fiecare an? Da, mă împrumutam la șofer la Libia, adică nu mi-ajungeam niciun chip, având casă masă, deci e greu, e foarte greu.
Dar, dar de ce eu am trăit asta? Și sub... Ca să nu, să nu pierd legătura cu, cu realitatea, cu oamenii, să, să nu cumva să ajung în ziua în care nu-i mai înțeleg. Pentru că am angajat cu mine pe economie, cred că acum nu mai am, dar foarte puțin. Dar erau. Și, mă rog, minim pe economie sau dacă ai minim pe economie, plus încă 300 de lei în plus, nu înseamnă prea mult. Ai, sau 500. Da. Da, tot. E greu. Și atunci, tocmai de, de a nu mai înțelege nimic, oricum, Mihai, nu putem înțelege chiar tot, să fim cinstiți. Că nu-ți iese. Și atunci, de a nu pierde cumva contactul cu realitatea mai mult decât trebuie, să nu cumva... să-mi pierd în emoție, din omenie, din înțelegerea omului când e greu pentru că mie nu mi-e foame, făceam chestia asta, dar recunosc că m-am descurcat lamentabil, adică ajungeam la sfârșitul banului și intram la Buzău, la OMV și eram înnebunit, adică mă uitam, diferența aia de 50 de bani, biscuiți cu cremă, fără cremă, adică încep niște probleme existențiale majore. Alegerile în viață sunt cu totul și cu totul altele. Sau bine, hai, las că mai beau niște apă. Și, dar, și eram foarte frustrată. Eram chiar supărată rău de tot. Și eu așteptam să termine perioada și treceam la ale mele, dar la mulți perioada asta este pe viață. Ați mai face asta acum? Să trăiți o lună cu salariu minim pe economie? Credeți că ați avea ceva de învățat? Pot să fac, dar am demonstrat că nu m-am schimbat. Sunt la fel și am multă emoție. Am fundație, 20% din impozitul pe profit în toate companiile vin acolo și în fiecare an să cheltuiesc bani mulți pentru toate problemele care le au, de la sănătate, la persoane care au o pensie prea mică, la oameni care... trebuie să mai ajut ca să poată să stea într-un cămin la bătrâni, la tineri care trebuie să meargă la studii și lucrurile astea se întâmplă de ani de zile și se vor întâmpla forever cu mine. Acum, am înțeles că sunteți o persoană deci sensibilă, că cu... de altfel da, deci startul nu mai trebuie... în afacere a fost cu... Startul în afacerile mari a fost când ați împrumutat niște sute de mii de dolari unei persoane. Da, ceea ce spun că e o chestie de, de slăbiciune. Dar ce nu vă produce milă, cu adevărat milă, dacă... ați dat vreodată vreo sumă mare de bani sau ați ajutat pe cineva? N-a fost singura dată. A fost de mai multe ori. Adică și... ați repetat greșeala aia? Da, și după partea cu alcoolul, la un an de zile am repetat-o din nou, dar cu vreo 180 de vin. Bani pe care nu i-ați mai văzut niciodată? Nu, dar mi-am găsit o soluție să mă recuperez. Iar a trebuit să lupt suplimentar, să muncesc suplimentar. Deci nu m-am făcut bine niciodată. Și azi voi da niște bani împrumut după ce plec de la tine. A, deci nu v-ați oprit? Mm-mm, niciodată. Dar pentru ce o faceți? Că bănuiesc că dai niște bani... Și undeva niște probleme am și eu. Că se spune că banii dați împrumut sunt... sau nu, banii investiți în cripto sunt ca și cum ai da niște bani împrumut. Să-ți iei gândul de la ei. Poate îi vezi, poate nu îi vezi, poate câștigi mai mult, poate nu... Bine, aici este o loterie sau un risc pe care ți-l asumi. Eu dau banii din emoție pentru că văd că oamenii au probleme și de multe ori am văzut și era adevărat, dacă nu-i ajutam, nu-și rezolvau problema care era de viață sau, mă rog, de viață per business, pentru business. Și nu m-am îndurat să văd că eu sunt singura șansă sau așa am perceput-o eu și că o să las să dispară în ghilimele pentru că eu datorită experiențelor mele nefaste nu mai am încredere că cineva o să-mi dea bani înapoi și îl ajut pentru că atunci are nevoie și încă fac asta, mă rog, sunt mai reticentă, dar nu pot să mai încerc sume semnificative, nu mi-ajung nici pentru investiții sau pentru cât o să trebuiască să plătim diferența de energie, dar o fac. Dar dacă ați avea acum, sigur, aveți 100 de mii de dolari, dacă cineva are 100 de mii de dolari acum, în ce l-ați sfătui să investească? Într-un apartament. În imobiliare. Toți banii. Dacă ar putea să-i divizeze între două investiții, iau două garsoniere. Adică, sau două apartamente, în funcție de oraș. Sau două garsoniere de 11 metri pătrați. Până trec anii ăștia să vezi unde e direcția.
E haos. Sunt curios. S-ar putea cripto, dar nu mă pricep. Și nici nu v-a, interesat să vă explice cineva sau să intrați în... Da, m-a explicat. Dar când văd de că... De ce nu aveți încredere în cripto? A fost în 2014 400 de dolari și asta iarnă 50 de mii de euro. N-aveți încredere în creșterile astea peste noapte, în creșterile astea exponențiale, în scăderile, prăbușirile? Adică dacă eu cumpăr cu 10.000 de euro și pe urmă vând la 15.000 de euro și am câștigat și se face 50, ce fac eu de oftică? Cum mă înțeleg eu cu mine? Am făcut bine sau n-am făcut bine? Am fost... M-am orientat pentru că am câștigat 5.000 de euro? Sau sunt o imbecilă că am pierdut 35? Dar știți câți băieți au problemele astea și nu mai reușesc să doarmă noaptea din cauza asta? Da, eu presupun ca să investești în așa ceva, că trebuie să și începi să studiezi, să înțelegi ceva și să nu lași totul la nivelul de noroc sau ghinion. Pentru că, ca în orice afacere, cât ai studia, cât ai învăța, deci trebuie să... Tot există zona de noroc și ghinion, sau plus și minus. Asta tot timpul ne asumăm. Dar aici mi-aș asuma la orba, adică cum aș trage un loz în plic, sau cum aș juca la loto, pun niște numere. Pe ce bază? Aud oameni, toată viața am jucat numărul meu. Și dacă e al tău, zice, e norocos. De unde știi? Că stai în ferentari, ești, fai soarele tău. Ești norocos sau nu? Și ce aștept să câștig? Adică n-aș putea să fac niciodată ceva care nu mă bazez deloc pe mintea, pe rațiunea mea, pe o gândire a mea, a colectivului meu, pentru că azi e așa, acolo există niște socoteli, dar eu nu le știu. Uh-huh. Eu n-am timp să studiez și nici nu sunt pasionată de jocul norocului. Eu știu că e bine să ai și niște acumulări aici, dar nu știu, poate să le ai și să uiți de ele. Uh-huh. Nu să te joci cu ele. Și atunci vezi, bă, am câștigat sau am pierdut. Știu că la un moment dat a plătit, nu știu, parcă citisem undeva o persoană cu mulți ani în urmă, 10.000 de cripto pe pizza sau ceva de genul ăsta. Da, și acum 10.000 de bitcoin pe o pizza. Acum ce înseamnă cu miliardele? Jumătate de miliard de euro, dolari sau ce o semnă? Vorbeam și asta, aș vrea să fie ultima parte a discuției. Mă gândeam cât de greu v-a fost să... Nu să reușiți în business, să fiți competitivă într-o lume eminamente a bărbaților. Nu vorbim de orice fel de business, vorbim de business-uri în producție. Știu, dar la RAF nu se vede dacă parizerul tău e făcut de bărbat sau de femeie. E adevărat, dar la masa... De producție, tot femeie. La masa de negocieri, în locurile, în sălile de ședință... Nu, acolo nu am problemă, pentru că eu cred că la modul onest și direct în care funcționez eu, cred că pentru interlocutor devin destul de repede asexuat, adică nu mai contează sexul. Este mai greu în afaceri vis-a-vis de, nu știu, lobby sau discuții cu potențial parteneri de afaceri sau alte afaceri în care vrea să te dezvolți, conectivitatea cu lumea care te înconjoară, cu realitatea, exact cum se... Deci mesele pe care bărbații le au împreună, indiferent de funcții, și atunci unul mai aude ce a făcut altul, unul se mai ajută, o mână spală pe alta, așa mai departe. Adică, mai pe scurt, deci conectivitatea greu cu exteriorul unei femei, vis-a-vis de lumea mea. Unei femei este greu să stea la masă, la un șpriț cu bărbații. Până la anumită oră pot să stau, mai târziu s-ar putea, dacă nu mă simt, să fiu exclusă, știi? Deci aici e mai dificil, dar restul, când eu mă duc la o anumită companie sau reprezentanții unei anumite companii vin la mine sau alte domenii care au tangență sau suport, nu știu, legal sau orice altceva, consultanță, eu nu am niciun fel de problemă și cred că nu am simțit niciodată că cineva ar avea ceva cu mine, adică cred că sunt femeie. Nu v-ați... Dar în afara business-ului, da, de conectivitate în lumea asta care de multe ori este nevăzută, dar oamenii de afaceri se mai ajută între ei în alte domenii, legătura cu economicul, cu politicul, cu oamenii de afaceri aici, da.
într-adevăr, ești mai însingurat, ești mai izolat, pentru că ești femeie. Și nu prea poți să te împrietenești, pentru că discuțiile, cum spunem, ne împrietenim la un șpriț. Uh-huh. Eu chiar dacă dau vinul, pentru că l-am, la un moment dat s-ar putea să nu mai poți să depășești o barieră în care să te... să intri într-o zonă de amiciție cu cineva, știi? Deci aici e mai dificil. Atunci ești puțin cam însingurat. Iar alte doamne care se ocupă de afaceri sunt în domeniu, mai cunosc, dar nu e nimeni în producție. E adevărat. E un domeniu greu, pe asta zic. Ați făcut niște afaceri în care... Dar sunt mai complexe, sunt mai dificile, mai consumatoare de timp, de nervi, de viață. Cu energie masculină, mai mult, da. Să zicem. Da, cred că, nu știu, femeile, eu nu cred că au mai puțină energie. Cred că și-o consumă în direcții diferite. E adevărat că și bărbații și femeile au deopotrivă și energie feminină și, exact, și, da. Și masculină. Dar afacerile astea de producție... Sunt, într-adevăr. Cu energie așa. Puternic masculină. Și mă gândeam dacă ne-am fost judecată, nesocotită uneori de lumea asta bărbaților. Vine asta să ne spună nouă. Sau... Ok, pe mine m-a interesat, le-am arătat. Demonstrez, nu? Adică la un moment dat nu... Adică chiar dacă nu ești credibil, uh-huh. prin ceea ce faci, n-ai cum să nu devii credibil. Este imposibil, pentru că e cuantificabil. Și atunci, ok, poți să spui de ce a făcut ea. N-a fost altcineva sau nu e potrivită, dar eu am fost acolo, am făcut lucruri, s-au întâmplat, nu poți să contrazici în ceea ce vezi rezultanta, că lucrurile există. Și atunci, nu am cum să te mai consideră că e o femeie plăpând, adică plăpândă nu sunt, este evident. Dar ce vă ajută să stați în energia asta, să vă regrupați în energia asta feminină? Dincolo, când, nu știu, terminați cu business-ul, cu... Cred că îmi plac foarte, foarte multe lucruri care le plac femeilor normal, în afară de a mă duce la coafor. Asta nu-mi plac. Recunosc. Sunt pasionată de design, știu. Da, da. Eu, în primul rând, că e ca și hobby, dar este transformat și într-o activitate... partea de construcții, pentru că am vrut să fac arhitectură și mi-e foarte drag. Adică la mine în casă, dacă vezi, nu o să vezi nicio revistă de modă, cu toate că îmi place moda. Nu pot să spun, dar sunt abonată la o grămadă de reviste de arhitectură, deci astea sunt jucăriile mele. Asta mă pasionează într-adevăr și să citesc. Dar asta nu înseamnă că nu sunt pasionată de pantofi. Am o colecție groaznic de mare. Nepermis de mare. Și îmi plac și gențile și îmi plac și lucrurile frumoase și îmi place și machiajul, adică îmi plac excursiile. Place tot ce îi place unei femei, adică nu sunt asexuată continuu, doar la business. Restul îmi plac, adică îmi plac și gențile mele, câteodată mă duc și mă uit la ele și mă recreez 5 minute pentru că vin foarte obosită de la job. Și le văd, le mă mâncul puțin și am plecat, pentru că nu am timp să le schimb în fiecare, adică sunt ocupată. Am uitat să vă întreb asta. Și că sunt om, nu? Fără doar și poate. Pot să confirm. Mulțumesc. Am uitat să vă întreb dacă există niște cărți pe care le recomandați în business. A motivaționale? Nu mai citesc. Nu motivaționale. E leadership de mine. E prea târziu. Da, mai bine le vorbesc eu. Ceea ce ați făcut și astăzi și vă mulțumesc foarte mult. Ar putea să fie câteodată o soluție. Putem să transformăm și într-o carte. S-a mai făcut din podcastul ăsta. S-au mai făcut cărți. Mi s-a tot propus. Dar și aici e o chestie de timp. Cum s-ar numi cartea dumneavoastră? Să vrei și să poți. De acum pot să spun multe. Dar să nu spun prea multe prostii în emisiunea ta. Nu. Și cele mai importante 3 capitole din carte care ar fi? Dacă ar fi autobiografică? Nu neapărat. Dacă ar fi cartea Să vrei și să poți. Păi primele 3 ar fi Să vrei și următoarele volume Să poți. Am înțeles. Ar fi mai multe volume. Nu e timp într-unul. Și dacă ar fi prea gros,
Nu l-am cumpărat oamenii pentru că n-am mai fi confortabil să-l ia cu ele, să ia cu ei să citească, pentru că ar fi greu să-l desfaci, să-i pui... Uh-huh. Știi, să faci o carte de 2000 uh-huh. de pagini. Dicționarele astea sunt greu de luat cu tine în vacanță sau în momentele de reșat. Atunci trebuie să faci mai multe volume. Dacă mă mai inviți odată, o să mă mai gândesc și o să spun cum aș face. Asta a fost doar primul volum și vă mulțumesc tare, tare mult. Și eu îți mulțumesc. Să răpești 2 ore din viața unui om care are de condus 4 business-uri mari de tot. Cred că e deja... costă foarte mult. Mi-a făcut plăcere, efectiv. Îți mulțumesc frumos. Vă mulțumesc tare, tare mult. Atâta vreau să mai îmi spuneți pe final, că există prejudecata asta a românului. Bă, dar nu-i mai satură banii. Ce înseamnă a te sătura? Când, ce ar trebui să se întâmple să vă săturați? Păi eu sunt sătulă de bani. Personal. Nu e despre bani. Nu, dar, într-adevăr, mi-a trebuit 20 de milioane pentru beciul domnesc. S-a făcut oferta, deci dacă asta există... Asta e răspunsul meu, puteți da. Puteți să comentați în... Deja am făcut rost de câteva, dar mai am nevoie. Dar ce visați? Unde visați să ajungă? Sau care e... Nu, trebuie să fac... Tot concentrez producția și vreau să concentrez toate... fabricile de îmbuteliere, că avem vreo 4 locuri, știi, combinate, deci vreau să concentrez tot. Și se pare că după ultimele costuri, cum au crescut toate, între 15 duce la 20. Deci, pentru asta, nu cred că o să mă satur niciodată. Deci, dacă are cineva dintre voi să mă caute pe mine, nu iau comisiuni. Nici nu ți-aș da. Vă redirecționez. Dar o sticlă cu vin bun la beciul domnesc îți dau. Vă mulțumesc mult de tot. Abia aștept să mă întorc la beciul domnesc, la monument. Acolo am gustat pentru prima oară sceptrus. Și, într-adevăr, albul ăla cu gust de fume. E puțin, da. Are baric puțin lemn. E foarte bun. Vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat. Sper să fi extras... niște lecții, niște puncte care să vă fie de folos în ceea ce faceți voi, chiar dacă nu sunteți oameni de business. Conducem cu toții o afacere numită viață și, în principiu, dacă nu la finalul fiecărei zile, la finalul unui ciclu ar trebui să ieșim pe plus, ceea ce vă doresc și vouă. A fost fain și simplu.